Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului În Dodi. Noi ne-am adunat aici ca să vorbim de Cartea Urmării Rothbard, Etica Libertății. Înainte însă de a vorbi despre carte, o să vă rog să participați activ, să vă faceți partea de participare la emisiune, dând un like, un subscribe, un clopoțel. Știți deja, vă povestim de la fiecare dată. De asemenea, jos în descriere, puteți să găsiți alte informații despre unde mai suntem noi pe net și niște link-uri de Krypton și Patreon dacă aveți asemenea înclinare. Și acolo sunt și comentariile unde putem să ne certăm. Pe subiect. Nu pe lângă subiect. Poate exista consens. Spuneam că astăzi urmează să discutăm despre următoarele trei capitole din Cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății, capitolele numindu-se o filozofie socială de tip Crusoe și două capitole despre relațiile interpersonale, unul se axează pe schimb voluntar și celălalt se axează pe proprietate și agresiune. Înainte de a începe discuția însă, vă amintim că tot dacă săpați jos în descriere, o să găsiți și un link către cartea tradusă în limba română, publicată online de Institutul Mises.ro. E posibil această carte să iasă în format tipărit, pe anul ăsta cel puțin așa amenința Tudor, președintele Institutului Mises. O idee că ea există oricum. Hai. Am zis că primul capitol e, capitolul discutat azi e, cum era, de tip filozofia socială de tip Robinson Crusoe. Care e ideea cu acest Robinson Crusoe? E singur. Nu pe lume, ci pe insula aia. Rothbard face paralela și cu economia. Uite, când analizăm schimbul sau interacțiuni între oameni, pornim de la felul în care e individul, de la un individ izolat. Dom'le, cum e individul? La fel și aici. Doar că miza aici nu e explicație economică, miza e o teorie a dreptății, o filozofie socială. Dacă n-ar exista interacțiuni între oameni, n-am avea nevoie de teoria de dreptății. De exemplu, dacă pe planetă ar exista doar acest Robinson Crusoe, nu am avea nevoie de o astfel de teorie. Eventual poate să-și facă el o rețetă de asta, un set de asta de norme de uz, da, de uz personal. De pe la două mă scald, pe la trei nu știu ce, dar n-am avea o etică de tipul să nu ucizi, să nu furi, care presupune niște interacțiuni cu ceilalți. Bine, nici Crusoe nu e singur pe insula aia, că să apară vine. Te nici mai țin minte cartea cum era. Le eliberează pe la, parcă nu, sau e. La final. Da, eu. Genul ăsta. Deci ideea e că ai o perioadă de izolare, de singurătate, cât el singur pe insule și unde nu se pune problema unei teorii a dreptății sau unei etici a libertății. Asta e problema lui Rothbard. Cum găsim regulile unei societăți libere? Adică cum găsim o etică a libertății? Cât timp e un om? El dă uneori și exemplul ăsta. Dacă oamenii nu interacționează, să zicem că ai un milion de Robinson Crusoe. Doar că sunt plasați în alte părți, în alte insule. La fel fiecare nu se pe insula. Da. Tot nu am mers înainte. Etica apare atunci când interacționează doi oameni și atunci apar conflicte, de exemplu, cu privire la utilizarea unui bun. A cui era, nu știu, roaba aia sau joagă rău la al cui era și încep să găsească reguli prin care să... Cum apare un conflict? Păi vrea să-l... ambivor să-l folosească în același timp. Uite, când discuți cu oameni de ăștia din zona Panjvab, ca să zic așa, ai paradigmei fără proprietate privată, care nu e tot una comunism. Comunismul are proprietate privată. Proprietatea comună asupra colectivă, asupra mijloacelor privat de, între de producție. Nu. Comunismul pur doctrinar e a tuturor. Da? Pardon, ai proprietate. Nu ai proprietate privată, dar ai proprietate. Da. Sau bine, nu individuală, ci comună, mă rog. Da, that's the point. Am greșit eu când am zis privat. Nu, ai proprietate? Nu, privată în sensul că n-ar trebui să fie de stat. Da. Comunismul doctrinar tot nu există stat. Nu are nevoie. Statul doar e un pas mecanism, intermediar. Da, vorbesc un mecanism de administrare. Da. Vezi, doamne, noi ne substituim vouă ca proprietari comuni, bla bla. Da, dar poți numi
Da, că și marketing ca finanță. Ok, într-o paradigmă de asta fără proprietate, păi pui problema sau care se a conflictului de resurse limitate. Păi și nu știu, Vali vrea mașina aia, nu vrea doar între 5 și 6, o vrea toată ziua. Ori eu o vreau de la 10 la 11, el o vrea toată ziua, a apărut un conflict. Între 10 și 11 suntem doi oameni care... Sau ca să rămânem în paradigma comunismului, eu am nevoie de mașina aia toată ziua. Nu, așa. Aha, da, da. Dar chiar și comunismul dă o soluție, de votul. Ăla, să zicem, teoretic. Votăm și... Dar chiar și acolo poate fi conflictul. Da. Pentru că Vali o să voteze pentru el, eu pentru mine. Și nu, nu rezolvăm conflictul, știi? Nu rezolvăm. Da, tot ajungi la o negociere, la un acolo schimb. Acolo e și o chestie optimistă. Oamenii ăștia se gândesc că nu văd conflict. Vrea unul puloverul meu? Ia-l, frate, știi? Deci nu, nu există conflict. Nu se gândește cu el, poate pulover și ai nevoie de el. Da. Deci asta e problema. Să găsești o etică. Deci niște norme care să... Uite, ca să facem puțin, cum să spun, o paralelă cu cazul descris, da, ca lui Robinson Crusoe și al lui Vineri. Să zicem că avem Robinson Crusoe și Vineri și suntem într-o etică comunistă și ne întoarcem la povestea aia cu mașina. Da? Ca să dăm un pic un exemplu și de ce partea asta de comunist nu funcționează. O să ne întoarcem asupra chestia asta. Da, dar să zicem că ok, bun. Eu am nevoie de mașina aia toată ziua, Robinson aici de față are nevoie de mașina aia doar de la 5 la 6. Se produce un conflict. Ce facem? Votăm. Da? Dar societatea este construită doar din Robinson Crusoe și Vineri. Da? Votăm. N-a mers, egalitate. Ce facem pe tema asta? Nu știu, mai găsim pe cineva care să îl luăm la noi în societate să se pronunțe. Perfect! Dar hai să zicem că mai găsim doi oameni și unul se pune de partea lui Robinson și altul se pune de partea lui Vineri. Și uite ce să vezi, iarăși pe asta cu votul n-am rezolvat-o. Nu, se da? Că adică dacă în societate... Ce? O să aduci un milion, se perpetuează problema. Păi nu se perpetuează de fiecare dată când ai număr par. Nu poți să iei o decizie. Nu, zic că la orice număr, votul meu e suficient să bușească. Mergem pe regula unanimității, știi? Deci poți să aduci tu pe regula imigranți. Unanimității, da, deja, da, ho-ho, da. Asta păi, e de partea. Comunism? Da, corect. Scuză-mă, am greșit comunismul istoric. Da? Că a abandonat. Nu, comunismul istoric a văzut Lenin că nu merge cu decizie egală. Și, las că decidem noi. Da, da, da. Decidem în numele. Oh. Cum era în engleză? Behalf. Da, și mai era teoria aia de a crea consens. Cum? Dispar dizidenții. Cum? Cum? Manufactured consent. Da. Și aici un point ăștia care spun că n-a fost aplicat. Deci dacă asta e în vedere... Putere egală de decizie? Da, n-a existat putere egală. Muncitorii nu decideau efectiv. Și oricum, să nu lăsăm doar așa, ei vor puterea de decizie asupra unor lucruri care nu sunt legitime. Nu e legitim ca ei să aibă putere de decizie asupra means of production. Pe teoria lor, da, deci dacă așa am pornit... Dacă așa am postulat, avea. Da, mă rog, dar ideea este că o luăm situația asta, o tragem la o chestie foarte simplă. De ce e foarte simplă? Că și în știință, de exemplu, în fizică sau altceva, reduci experiment, reduci ceea ce vrei să testezi la forma cea mai simplă. Da? De ce? Ca să elimini tot zgomotul. Să te poți concentra asupra principiilor efectiv pe care le ai acolo și vrei să le testezi, da? Nu, să faci știință efectiv, să izolezi relațiile cauzale, că așa poate relația cauzală e provocată de cine știe. Exact. Era o muscă pe acolo, știi, și aia a produs efectul, știi? Un fluture. Tu izolezi strict. The butterfly effect. Asta e și problema noastră, de exemplu ăsta al țărilor nordice. Într-adevăr, ele sunt un mix și de capitalism, să zicem, și de socialism. De ce o duc bine? Datorită socialismului sau datorită capitalismului? Poziția libertariană e că datorită capitalismului. Poziția socialistă e că datorită socialismului. Bine, dar stai că dacă zici poziția, uite așa divagăm și vorbim de ale noastre, dacă zici poziția libertariană, pare că e o poziție ideologică, dar ai și statistici, ai date care susțin chestia asta. Înainte să ai
schimburi mai libere între oameni, diverse forme, niveluri de capitalism în societăți, sărăcia era mult mai întinsă în societățile alea și după ce au avut capitalism, mult mai puțini oameni sunt săraci în societățile. Da, dar n-ai avut capitalism pur și de-aia e replicată problema. A? Pentru că ăla o să-ți spună în Revoluția Industrială, deci a avut loc saltul ăla, nu că ai avut statul acolo, dacă nu era statul, deci tu nu ai ceva pur ca să testezi. Să zici, uite, asta e capitalism pur. Uite, când ți se dă exemplu ăsta cu... Poate nici nu există pur. Trăim în... Nu, poate principiile exista, poate exista. Sunt pure. Da? Nu, poate exista și pur. Că când ți se dă exemplu ăsta cu 1%, trăim în capitalism pentru că 1% te ține în... Tu ai putea să întrebi, păi, unde e țara aia capitalistă? Știu că nu există țări capitaliste. Lumea la ora actuală, chiar și în sensul ăla de liberalism clasic și de stat minimal. Nicio țară n-are stat. Atunci de ce zici că e prima capitalism? A, da. Dacă el îți definește capitalismul prin egoism, cum vorbeam și data trecută, sau prin inegalitate de rezultat, da, orice capitalism. Și comunismul a fost capitalism, că aveam inegalitate de... Aveam egoism. Da, aveam egoism. O grămadă, chiar. Nu, da, ideea e că argumentele astea apar frecvent și pe Twitter, nu doar în universități. Și sunt foarte plauzibile pentru că, într-adevăr, oamenii sunt egoiști. Înțelegi? Mm. Dar problema e că asta nu e... E natura umană. Da, e natura umană, nu e o chestie instituțională. Deci, indiferent de forma de proprietate, oricând apare socialismul, deci Marx era atât de sigur pe el, credea că, nu știu, dacă socializăm mijloace de producție, o să rezulte egalitatea aia. S-a văzut că nu a rezultat egalitatea aia și na, se schimbă definiția. Păi stai că socialism nu înseamnă asta. Socialism înseamnă absența egoismului. Ok, așa, niciodată nu există socialism. Nici în rai, știi? Bine, am putea să ne gândim la întrebarea asta, să, cum vi se pare pe vremea răposatului, dar era mai mult egoism sau mai puțin egoism? Că, de exemplu, senzația pe care o avem așa e că era ceva mai mult, nu? Și de ce era ceva mai mult? Pentru că, așa funcționează orice fel de, cum să spun, de nu neapărat om. E așa funcționează orice animal viu. În clipa în care îi restrângi resursele, da, ori socialismul, comunismul, ne băgați pe toți în sărăcie, da? Uh-huh. În clipa în care îi restrângi resursele, sunt cu cuțitul la gâtul, sau cu colții, dacă vrem, animale, la gâtul alorlalți. Da? Lupta devine mai acerbă. Penuria întotdeauna creează conflicte. Fiind pâine mai socialismul mult, creează da. Penurie? Da. Mă rog. Exemplu înapoi la povestea cu mașina noastră, da? Dacă e a noastră, avem un conflict, pentru că nu putem să dispunem de ea în timp util. Dacă fiecare e cu mașina lui, nu mai avem un conflict. Sau dacă e mașina unuia dintre noi, de exemplu, adică să nu dublăm, deși teoretic penuria în sine, cam asta înseamnă, da? Dar surplusul, două mașini. Da? Și atunci dispare conflictul, fiecare cu a lui. Dispare dacă acceptă legitimitatea proprietății individuale, pentru că dacă el visează cu ochii deschiși la mașina ta, nu dispare conflictul. Da. Deci e cel mult, îl ascunde puțin. Bine, și de ce apar conflictele astea? Că merită repetat până la greață. Din cauza că fiecare om nu e în legătură ca un organism de tip Borg sau un roi care au, toți au același cod. Fiecare om alege și inevitabil o să se suprapună cu alții. O să existe presiuni pe aceeași resursă, chestii de genul ăsta. Și atunci, ce e logic să facem? Păi să respectăm individul. Păi se poate să ai în societatea asta liberă respect așa nesfârșit, așa cum în comunism nu poți să ai omul nou, nici în societate nu te aștepți ca mâine să apară omul nou care respectă pe toți ceilalți, așa cum ar trebui. Da? Dar principiul rămâne. Da? Ce e logic să facem? Păi să respectăm pe ceilalți.
Eu aș zice că omul ăla care respectă pe toți ceilalți nu e om nou, e doar omul vechi, dar care a învățat cum să funcționeze lucrurile. Cultural e, natural nu e. Natural nu e, pentru că altfel s-ar aduce obiecția asta utopismului, că vrei schimbări de natură umană, ori tu nu vrei așa. Tu admiți că oamenii sunt egoiști, așa cum se... Și de ce zic că e om vechi? Pentru că folosim aceleași procedee pe care le-am folosit și până acum. Da? Suntem capabili să învățăm chestii pe linie rațională? Suntem. Bun. La un moment dat, sperăm, o să se învețe și treaba asta. Mă uitam la, apropo de ce știe omul și ce nu știe omul, ci cum învață omul. Rothbard face mult referire aici la capacitatea, aici se apropie foarte mult ce spune el, cu perspectiva randiană asupra omului. Ce obțin din capitolele astea, parcă o auzeam pe Ayn Rand non-stop spunând despre omul care e producător, are nevoie să producă prin munca lui, să-și asigure să... supraviețuirea, el nu poate doar să consume, ci are nevoie să producă mai întâi. Și începe povestea, și aici, uite, înainte să intrăm în partea aia, mi-a picat mie o întrebare la care sunt curios ce răspundeți. Deci spune, Rothbard zice, ok, ajunge Crusoe pe insula lui și are amnezie. Deja mă gândeam la Rawls. Când am început asta, zic, l-a lovit amnezia, amnezia. Dar e foarte bună ideea asta că l-a lovit amnezia. Problema e că Rawls în experimentul lui de gândire nu presupunea o amnezie totală. Presupunea tot felul de alte trăznăi și oricum presupunea și interacțiunea oamenilor, care asta nu putea să, nu poți să ai interacțiune, cum am vorbit puțin mai devreme, fără un sistem de etici. Deci implicit în interacțiunea oamenilor din experimentul de gândire al lui Rawls, din starea aia primară, acolo trebuia să funcționeze o etică primară în interiorul ei. Și orice etică poți să găsești, nu putea fi decât bazată pe aia. Închidem paranteza. Zice Rothbard că ajunge Crusoe pe insulă și a uitat tot. Și deci trebuie să-și înceapă viața de la zero și hai să vedem cum ar putea să facă. Da? Și zice că toată cunoașterea, tot ce știe omul, deci subiectul pe care el vrea să-l pună, este tot ce știe omul, e obținut prin învățare, e obținut printr-un proces rațional. Asta am spus-o și noi data trecută când vorbeam de copii, care încep de la zero și au o mașină de clasificare în spate care le dă inducție și îi duce pe drumul ăsta rațional. Dar mă gândeam... De fapt, nu încep de la zero, asta e poziția... Mă gândeam... Raționalist. Dacă... Da, bine. A mânca e instinctual sau nu pentru oameni? Este. Deci... Stai, care e întrebarea ta ca să-ți răspundem? Și după aia venim cu observațiile. Inclusiv mâncătorile. Instinctual. Da, exact. Da. Păi, să și numesc așa. Uite, deci el spune că omul, deci în experimentul lui spune că omul nu știe nimic. Crusoe nu știe absolut nimic. Da? Ok. Atunci dacă nu știe absolut nimic, din punctul de vedere al unui om rațional, are toate șansele să moară de foame. Da. Pentru că dacă nu știe nimic, eu nu văd cum rațional poți să faci legătura dintre senzația aia de lipsă de energie și de ostoire, de ardere din stomac, de nu știu ce, da? Și că dacă bași ceva în gură, o să ajungă acolo și o să... Cred că rămite, și o să te susține. E instinctual asta. Păi, exact. Asta și întreabă. Păi... Rațiunea vine pentru... Deci te gândești că și animalele își normează... Ce, relațiile? Nu se omoară așa... Nu zic, și ele au de-astea de teritoriu. Da, eu cred că Vali întreabă... Pentru că poziția lui Rothbard zice, n-are instincte.
în, zice, și ce constată? Și aia o să fie observația mea următoare. Zice, ce constată? Păi are corpul lui conștiința. Și aici o să zic două vorbe. Dar mi-am și scris. Are instincte. Are instincte să, primul rând, să respire. Da. Să respire, de acord. Să respire, să bea apă, avem, să mănânce. Nu știu dacă avem sistemul autonom, cum îi spune? Crezi că până șase să învățați un pic? Nu, respirația este parte a unui sistem autonom nervos. Da. Respirația se ocupă temperaturii, chestii de genul ăsta. Dar astea nu le-aș numi instincte, pentru că sunt, de mecanisme. Fapt, sunt, da, sunt un subsistem fără de care nu poți să trăiești. Nu e... E și instinct. Ah, bun, asta, da. Niciun animal nu are instinctul să respire. E tot la fel, sistemul autonom nervos care te ține în viață. Și la ele. Deci nu, cu respirația nu. Ok, pe și atunci ce-am băga în categoria de instincte? Dar eu oricum zic că le are. Singurele instincte la care pot să mă gândesc este... Fight or flight. Da, e fight or flight, e frică, e frică reacția la o amenințare. Asta ar putea să rămână la nivel instinctual. Dar asta spun, domne, dacă omul trebuie să își producă mâncarea sau să o aleagă, și acțiunea de a produce, inclusiv alegerea unei de la de pe unui măr din pom, presupunem că e rațional, atunci dacă abandonăm omul fără niciun fel de cunoștințe și așa, ar trebui să ne așteptăm că el moare. Da. Da, pentru că nu are date să folosească în rațiune. Rațiunea nu e, mă rog, poziția mea este că rațiunea și multe lucruri sunt învățate de la ceilalți oameni. Ok, nu sunt valori neapărat arbitrare, cum ar putea să zică niște postmoderniști. Păi de unde au învățat? Dinainte sau au avut date să proceseze lucruri noi, să învețe, să descopere lucruri noi și după aia eventual să le transmită măcar tacit, dacă nu da, explicit. Da, să zic, e ceva prin care tu, e polemica asta, raționalist. Ce zicea Lockhart? Cine era poziția empiristă? Că nu e în minte, nu e ceva care să nu fi fost în simț mai înainte. Dar Lamy se răspundea, da, cu excepția intelectului. Știi? Adică e ceva în minte, știi, care te face să... Deci zice... Să cauți, să experimentezi, să... Deci dacă ai văzut că nu sunt bune alea, știi, mai te uiți și dincolo, știi, deci nu... Da, dar dacă n-ai... Sau te gândești că poate sunt bune, proiectezi, știi? Dacă n-ai cunoaștere din... de la părinți, din societate, cineva din jur, șansele sunt ca omul ăsta cu zero cunoștințe, bineînțeles că este un om conceptual, da, nu există, dar în realitate ar muri rapid, că ar mânca niște prostii. Păi, teoretic, acum nu știu dacă... Și cineva îi trebuie să-i spună. Ce-am vorbit noi data trecută, nu, că mie mi se pare că și ideea de a mânca nu e neapărat evidentă pentru cineva. Și din alte categorii de genul ăsta. Dacă ați rezistat până acum, stai puțin, dacă ați rezistat până acum, așa, vă rog să ne scrieți jos în comentarii. Tot așa am eu o nelămurire, poate ne ajutați să o fundamentăm. Cum retroinginerește, da? De ce și-au dat seama oamenii, sau care a fost procesul prin care oamenii și-au dat seama că copilul femeii e de la bărbat? Că după aia a apărut patriarhatul, asta am înțeles. Dar după ce ți-ai dat seama, adică tu bărbat faci ceva cu femeia, nu știu ce, 9 luni mai târziu aia faci un copil. De unde știi că ăla vine de la tine? Asta ce era? Să ne scrie jos în comentarii o teorie. Adică sunt foarte curios să le întrebare citesc. Când a apărut cunoașterea asta? Da, că la un când, moment și dat... cum? Când și cum și de ce? Asta, bun, și asta e instinctuală. Păi, asta e o chestie instinctuală. Nu cred. Păi ce au dedus-o înainte? Nu știu. Ce e instinctual? Deci alte animale? Erau doi oameni,
tip Crusoe, așa, erau doi oameni, un bărbat și o femeie, și au zis, mă, alte animale. Rațional pare că o să murim, ar trebui să mai facem unii ca noi. Cum să facem? Păi să luăm o jumătate din noi, o parte, o... Nu, Nu, eu înțeleg ce spui, nu, instinctual, partea instinctuală, uh-huh. Instinctul de reproducere, da, există, e clar. Cu asta, that's no comment. Eu ce spun e altceva, eu spun așa, de unde și până unde a ajuns cunoașterea, copilul ăla care iese din femeie e și al bărbatului. Adică are și bărbatul ceva de a face cu treaba asta. Nu știu, acum 10.000 de ani, că aproape, de aproximativ și-au dat seama, când au apărut sistemul, a trebuit să gândească, mă, da, eu cui las moștenire, moștenirile astea agrare. Da. Bun, revenind la Crusoe care nu știe nimic, da, eu aș spune așa că nu sunt sigur că până, deci dacă vorbeam episodul trecut cu copilul, depinde de consistența materiei prin inducție, dar ia vreo 7 luni de la naștere, da? Și în alea 7 luni, problema e așa, nu știm dacă lui Crusoe i-ar lua tot 7 luni sau nu, având un creier format, da, adult. Nu știm dacă i-ar lua tot 7 luni sau nu, sau i-ar lua ceva mai puțin. Dar cert e că fără punctul ăsta, da, după aia nu poate să construiască restul. Adică noi putem să descoperim lumea, putem să generăm principii de la zero, dar în timpul ăsta trebuie să și mâncăm. Și asta era întrebarea mea, dacă el moare înainte să apuce să descopere care e natura lucrurilor. Deci ca să descopere natura lucrurilor trebuie să se ocupe ca un copil, să procesorul, să se ocupe cu asta și cu celelalte lucruri, mă rog, absorbe tot. Dar între timp cineva se ocupă de el. Dacă el ar ajunge să o ia de la zero și nu s-ar ocupa nimeni de el, cred eu că n-ar duce-o mult. Da, mă rog, noi înțelegem. Rothbard a vrut să facă un exemplu de ce ar face un om dacă ar lua-o de la zero. Totuși, e exagerat să-l analizăm așa mecanicist, materialist, în care, vai, chiar nu știe nimic. Ok, poate a exagerat Rothbard un pic când a zis că n-are instincte, dar are conștiință. Iar asta e o discuție mai grea. Păi ce e conștiința cu adevărat? Nu cumva, poate e o poveste pe care ne spunem despre noi și ca să ai poveste trebuie să ai tot bagajul de cunoaștere primit de la ceilalți, mă rog, părinți, limbaj, structură de poveste, înlănțuire, mă rog, genul ăsta de lucruri. Păi și atunci înseamnă că suntem datori celor dinainte, pe sistemul nu ai construit-o asta? Eu cred că ai putea să zici că multe lucruri te datorează, sunt mecanisme din astea de moștenire, legacy stuff, dar mi se pare că e non-sequitur să zici că ești dator, te naști dator, nu, clip, să ceva. În clipa în care spui că te naști dator, la fel de bine pe același principiu, poți să spui nu, te naști cu credit. Da. Adică datoria aia poate să meargă în ambele sensuri. Părinții mei nu mi-au lăsat datorie, mi-au lăsat credit. De unde știi? Păi să analizăm. Hai să verificăm. Nu, ce zice. În ideea că ziceam așa, în ideea că sensul datoriei scurge invers. Va scurge și invers, da? Absolut. Adică nu e numai o datorie a ta față de generațiile trecute că ți-au făcut nu știu ce. Da, dar poți să spui că generațiile trecute sunt de fapt datoare față de tine pentru că, sau mă rog, cel puțin aia imediată familială, pentru că ei te-au făcut. Da, exact. Au ales să te facă. Ai putea orice să... ar însemna asta. În punctul lui care era, înveți din natură, nu, natura e importantă, înveți că uite, am mâncat cu travul, mi-am făcut rău, am mâncat nu știu și mi-am făcut bine, adică înveți. Bine, el spune că ce învață repede Crusoe aici, să presupunem că reușește să le învețe printr-o minune înainte să moară de foame, este așa că el are, poate să facă multe chestii, are multe scopuri și multe dorințe, iar unele dintre ele sunt de fapt nevoi. Nevoi că dacă nu le îndeplinești, mor. Zice, nevoi care să-l țină în viață, mâncare, adăpost, haine, etc.
Și după aia, aici instanțiază un pic piramida lui Maslow. După aia vede că are dorințe mai mari pe care să le ierarhizeze și în funcție de fiecare dorință își creează o rețetă pentru cum să o atingă și aia e, pe aia o aplică. Uite, ca să facem un exemplu practic ce v-am zis din aia. Era că ai nevoie de instrumente mentale pe care dacă trebuie să le descoperi, s-ar putea să nu poți să le descoperi, s-ar putea să n-ai tot ce trebuie. Noi toți trăim pe umerii unor giganți, cum era vorba. Da? De exemplu, să zicem că vrei să calculezi un triunghi dreptunghi. Dacă n-ai formula lui Pitagora, trebuie să o descoperi. E posibil să o descoperi? Da, dar între timp trebuie să nu mori de foame. Ideea e că ai instrumente mentale pe care poți să le inventezi, poți să le descoperi, dar mare majoritate sunt învățate de undeva. Ori că furi meserie, ori că ți le-au zis explicit cineva, dar sunt instrumente. Și foarte mulți oameni trăiesc și astăzi, dacă ne uităm în jur în societate, trăiesc după nevoie. Ei ar vrea să li se... Îi trag către genul ăla de paradis descris așa simplist, în care n-ai nevoie sau îți sunt imediat fulfilled, da? Împlinite. Și foarte mulți oameni nu se gândesc că le trebuie instrumente. Le zici, haideți să înțelegem ce urmează mai încolo la schimburi. Haideți să înțelegem cum facem noi schimburile între noi. Păi printr-un medium de schimburi. Și nu sar la subiectul ăla. Păi ce să înțelegem? Păi să învățăm despre bani. Mulți oameni nu își înțeleg cum să se gândească la bani. Și dacă îi întreb, o să aibă câte bordeia de obicei. O să aibă foarte multe păreri. Mai avizate, mai puțin avizate. Dacă ar învăța ce este, sau poate să și analizeze, dar din nou, trebuie să-și ia timp. Apropo, în societatea de astăzi, nu mori de foame, dar n-ai timp să te gândești la chestiile astea, că vai, plâng copiii de foame, trebuie să mă duc la muncă, nu știu ce, sunt obosit, figur. Și atunci îți trebuie un instrument de ăsta mental ca să poți să analizezi ceva când iei hotărâri, ca să nu trăiești în haos, să iei hotărâri neclare de la un caz la altul. Pare că trec în dodi așa până multe lucruri. Ce vreau să zic este că am pornit de la exemplu cu banii. Ce sunt banii? Sunt un mediu de schimb. Mulți zic că sunt altceva. Și unde vreau să ajung este că dacă ai un principiu ca instrument mental, mi se pare că poți să verifici instrumentul dacă măsoară cum trebuie, dacă îți dă consistent aceleași chestii, așa cum mai discutam aici despre drepturi, de exemplu, trebuie să fie universale. Păi deci un Schubler ar trebui să-ți dea tot timpul aceeași măsurătoare. Nu ar fi elastic să facă chestia. Mai multe Schubler ar trebui să-ți dea aceeași măsurătoare. Mai multe? Mulțumesc, da. Good point, yes. Același ar da mereu, da. Ideea este că foarte mulți oameni nu își pun problema că le trebuie instrumente mentale. Da? Și de ce, ca sunt să completez, ca un patent. Să completez un pic ideea asta pe care a spus Alexandru acum. Și ca să nu treacă un episod să nu vorbim de Peterson, să completez cu o trimitere la Jordan Peterson. Una dintre sfaturile lui, regulile lui, era să te aliezi cu adevărul. Ce înseamnă adevăr? Înseamnă corespondența cu realitatea. Practic, ideea din spatele ISS este să te ancorezi în realitate. De ce mi-aduc aminte de ea aici? Pentru că... Să nu trăiești într-o lume imaginară. Pentru că asta este ceea ce face și Robinson Crusoe al nostru, da? Se ancorează frumos în realitate și își dă seama de nevoile lui, de posibilitățile lui și spune Rothbard că, pe scurt, trebuie să își aleagă scopurile, să și le ierarhizeze, da?
să învețe cum să le poată atinge folosindu-se de resursele naturale pe care le are la dispoziție și mai apoi să își folosească munca sa ca să transforme aceste resurse în chestii mai utile. Cum de exemplu, el spune să le treacă prin bunuri de capital și să ajungă la final bunuri de consum. Și dă două exemple foarte rapide de genul ăsta, că Robinson poate să își construiască o toporișcă din ce găsește acolo, da, pe insulă, niște pietre mai ascuțite, niște lemne, niște liane ca să le lege la oaltă, așa, și poate să-și facă o toporișcă, da? Dintr-o dată alea nu mai sunt bunuri naturale. Resurse naturale, mm-hmm. Da, bețe, liane, așa, în clipa în care sunt împreună puse în acest obiect funcțional pentru care avem un cuvânt, da, și dacă ținem minte de episodul trecut, dacă avem un cuvânt înseamnă că are un set de caracteristici asociate lui, da, acest obiect funcțional e o toporișcă și noi spunem este un bun de capital. De ce este un bun de capital? Pentru că poate fi folosit mai apoi pentru prelucrarea naturii, pentru prelucrarea altor resurse naturale în obiecte mult mai complexe. Dă Robert, de exemplu, că folosindu-se toporișcă, Robinson poate să taie niște copaci sau, hai să zicem, niște bamboo sticks, da? Niște dăștea de bambus, ok? Și să-și facă un bordei. Bordeiul în sine reprezintă un bun de consum, pentru că îi va ostoi o nevoie finală a lui Robinson, da? Nevoia de adăpost, de a nu sta în ploaie. Dacă închiriază lui vineri, dacă închiriază lui vineri, am zis să mă abțin. Asta mă gândeam și eu. Dacă i-ar închiria lui vineri, ar deveni un bun de capital. De ce? Pentru că îl folosește ca să obțină plată de la vineri. Da? Un alt exemplu pe care îl dădea el era cu o cum îi spune, o plasă de pește. Mm-hmm. Da, să zicem că țese din liane, așa, mă rog, whatever, da. Și iese o plasă de pește. Și cu peștele în sine e iarăși, deci plasa e bun de capital, o folosești ca să prindă peștele, peștele în sine e bun de consum. Și concluzia pe care o trage Rothbard aici și la care am făcut referire mai de mult când ziceam de Ayn Rand este așa: Crusoe trebuie să producă înainte ca să poată să consume. Deci neapărat înaintea acțiunii de a consuma, cineva trebuie să fi produs aceste lucruri. Indiferent acum, expandând de la Crusoe, orice lucru care se consumă de către oameni și noi consumăm, că vorba aia nu trăim pe har, așa, trebuie produs de alt om. Hai că aici o să vină fundamentul ăla al comuniștilor care zic că proprietatea e furt. Ei o să zică, cum? Dacă tu te duci în natură și mănânci mere, fructe, whatever, legume, alea nu le-a produs un om. Alea, tot omul, ar zice ei, are dreptul asupra lor. Da, și aici vine, vine observația mea, în care nu este deloc evident de ce un om... De ce niște oameni care ajung la niște resurse au drepturi asupra acelor resurse și invers, ai putea să zici, păi de ce are un om dreptul să excludă pe alții de la acele resurse pe care, vezi, Doamne, nu le-a făcut el? Nu, și asta într-un fel este un fundament al certurilor de obicei. Că altfel ne înțelegem cât de cât pe niște logici. Dacă îmi pleci de la un fundament din ăsta, și mie mi se... Și Rothbard de la ce pornește? Zice, mă, omul are, el zice, are proprietatea asupra corpului. Dacă vrei să vorbim un pic mai legalește, el în primul rând are posesie. Nu, și control. Are drept, și după aia are un drept de
are și restul de chestii din dreptul de proprietate, să-l transfere, să-l închirieze, să-l schimbe, să-l omoare, mă rog, să-l distrugă. Poate să facă chestia asta? Păi poate să facă chestia asta din cauza că nimeni nu are o pretenție mai logică. Deci, de ce vreau să zic pretenție logică? Din cauza că de foarte multe ori analizele se fac între ce e mai util, plecând de la un scop pe care cineva îl pune. De obicei, la începutul discuțiilor zice cineva: suntem de acord că cu tare, pac, să trece repede peste ăla. Dar nu e evident că toată lumea e de acord cu chestia aia și după aia îi impun altora. Nu, sau chiar dacă accept scopul, nu înseamnă că acele... Exact. Nu, stai, și o altă chestie este că de obicei să mai judecă lucrurile aia. Vezi, doamne, ar fi etic ce este acceptat. Este larg acceptat. Dar iar nu e complet evident. Cum verificăm? Și sclavia a fost acceptată. Și sclavia a fost larg acceptată. Asta e definiția pozitivismului juridic. Ce e acum în vigoare? Aha. Altfel ne etichetăm ca incompleți sau nu complet competenți. Mă rog, unde voiam să ajung era că dacă asupra corpului nu poate să vină alți oameni și să zică: păi și tu ești, și noi toți suntem, și am avut noi discuția asta mereu. Dacă ai asupra naturii, toată lumea are dreptul, păi și tu ești parte din natură, să zic, până la un punct, și atunci toți oamenii ar avea dreptul, comuniștii asta și fac, nu? Zic că trebuie să dai după puteri celor altora după nevoi. Deci ei pretind proprietate sau, mă rog, control asupra corpului tău. Care, în primul rând, nu e logică chestia asta. Deci nu poți să mergi arbitrar așa. Sau poți să mergi, uite, că s-au făcut atâtea societăți comuniste și s-a văzut ce s-a întâmplat. Da, nu poți. Nu. Eu aș vrea ca lucrurile să fie verificate logic înainte sau să mai mult decât ce e acceptat sau ce e util în funcție de un scop. Unde vreau să ajung cu povestea asta este că dacă un om își face o toporișcă aia, n-a făcut nimeni altcineva toporișcă aia. La bățul, lianele și piatra ascuțită, nu mi se pare logic, nu mi se pare corect ca alții să aibă pretenția asupra resursei respective, ca să ajungi mai încolo la noi avem dreptul la means of production. Deci eu le-am luat din natură, ce devine toporișcă aia? Aia devine o extensie, e ca și o mână. Argumentul lui Rawls e că nu e meritul tău. Dar nu e meritul altora. Păi e meritul naturii. Muncit. Dar eu nu aș vrea să merg pe am muncit. Nu, pentru că poți să mai faci o chestie în care îngrădești un copac. Îngrădești un copac ca să-ți păstrezi tu... să zicem că poți să trăiești doar mâncând ce face acel copac. Mereu, cumva, nu contează. Dar... sau economics simple. Eu pot să apăr copacul ăla și să zic: mă, copacul ăsta eu l-am găsit, mie mi-ajunge și respectă într-un fel și ce zicea Locke, că nu o îngrădești ceilalți copaci. Și cineva are zice: da, de ce te-ai făcut un proprietar? Proprietatea e furt, ia lasă-ne să luăm și noi din copacul ăsta. Mie mi se pare normal să poți să îngrădești copacul ăla. Și aici îmi dau singur cu stângul în dreptul că nu e logic. Păi, dar ce ai făcut-o la copacul ăla? De ce ar deveni el o extensie a ta? Dacă a postulat proprietatea comună? Exact, nu, dar vreau să... Tu ți-ai făcut de cap. Să încercăm dacă putem să derivăm nu poți să o convingi, chestie deci, fără să deci pleci la un postulat. Deci pe chestiile etice e foarte greu să convingi oamenii. Uh-huh, tot ce poți face, ce vrei tu... criticule. Păi vreau, nu știu, libertate pentru Ilașcu. Libertatea pentru Ilașcu atingi, uite, prin sistemul ăsta de norme și de toate relațiile astea. Vrei să ajuți săraci? Păi cum îi ajuți? Uite, capitalismul nu ajută săraci. Ia săraci într-o țară mai capitalistă și una mai puțin capitalistă. Vezi că o duc mai bine. Pentru că altfel nu. Tu zici că proprietatea individuală, ăla zice că e comună. Și, ok. Avem un conflict pe resurse. Nu, că conflictul în sine apare, să zicem, ce obțin din ce văd eu, Alex,
Unde e locul în care tu apropiezi efectiv și ce anume apropiezi? Deci chiar pe tema, pe teoria noastră, că uite, de exemplu, tu nu ai niciun drept să îngrădești copacul ăla și Rothbard vorbește despre chestia asta Zice că trebuie să-l transform cumva. când Da. vorbește despre ideea în care nu te justifică teoria asta, cum să spun, a descoperirilor. Vine unul, am găsit o insulă, pun steagul, e toată insula mea. Că cam același lucru faci și tu cu copacul. Ba chiar mai mult zice că nu e de ajuns, știi, să îngrădești ceva, ci trebuie să și lucrezi. Dacă tu pui un gard mare în jurul unei chestii, da, aia nu te face proprietar, conform principiului apropierii. Cel mult te face proprietar pe fâșia aia pe care ai construit gardul. Dar atât. Înăuntru nu se rezolvă. Deci, teoretic, dacă vine cineva, cum ne povestea David Friedman, pune o trambulină în afara gardului și face țup peste gard fără să ți-l calce, nu ți-a stricat proprietatea cu nimica. El poate să se împroprietărească în interiorul gardului tău. Bine, aici conflictul era între, să zicem, între rodbartieni, cât. Deci problema mare e a proprietății originare. Deci ai o chestie în starea de natură și cum devii cu Ceaușescu acolo. Și, e, nu știu, eu un pământ îl greblești și așa devin. Eu un animal îl dresez și așa devin proprietar. Aici discuția era, să zicem, între Rothbard și Kinsella, dacă ajunge să trag ceva pe lângă. Kinsella cred că ar accepta asta dacă tragi. Da, E un fel de muncă, știi? Kinsella zice că în conjuri. Da. În timp ce Rothbard, nu știu, ar spune, mai fă ceva, mai dă că o să păligă pe acolo, nu? Adică, uite, dacă tu uzi copacul, să zicem, din orice fel de surse, ar fi al tău. O abordare mai complicată ar fi genul ăla de discuție pe care am mai avut noi. De exemplu, tu te așezi lângă o pădure cu niște albine și trimiți albinele în pădure, ele accesează flori. Vine cineva și zice, poți să strâng și eu niște. A cui e pădurea asta? E a ta? Și aici devine partea logică în care am putea să Nu, analizăm un pădurea pic. nu poate să fie a ta. Pădurea nu poate să fie a ta doar că ai trimis albinele. După aia el ce? Să Nu, zicem nu, că nu, vrea, nu, ce nu. vrea un om altul? Vrea niște Nu, uscate. nu. Hai. Ia. Pădurea nu poate să fie a ta. Ne întoarcem la principiul ăsta. Pădurea nu poate să fie a ta, pădurea nu există. E un concept abstract, nu există în Mă realitate, rog, pădurea nu poate să colecția, fie a un ta. pâlc, Da. Da, Nu. colecția Ce e copacilor. al tău, Ai substantive comune, dacă ăsta, poți colectiv. într-adevăr să demonstrezi că e al tău, ce e al tău e, sunt plantele, copacii, florile pe care le-au atins albinele tale. Că tu doar acolo te-ai mixat munca prin extensia Deci cum le vezi cu albinelor. infraroșii, cum? Păi asta e problema ta, mai departe. Nu, poți să verifici invers. Poți să-i spui cuiva, poți să intru în acest colecție de pâlc de copaci Intră. și E el ca la spargeri, și tu știi? Trebuie și, să bagi. nu, și tu îi zici intră, dar să nu-mi strici jucăria mea. Și Da. jucăria mea este că albinele se întorc și fac miere. Deci el Exact. poate să facă ce vrea, poate să ducă să adune uscături, nu știu ce. Eu sunt proprietar asupra uscăturilor din pădure? Nu. Nu. Poate să și taie din pădure? Da, poate să taie. Eu nu făceam nimic cu copacii aia. Nu pot să. Păi și nu e copacul Problema tău dacă l-ai polenizat? cu simplificarea este că e bună ca principiu, dar după ce ajungi să analizezi principiul, ajungi să vezi că chibritul e făcut în trei părți. Și o să ai niveluri de apropiere, dar nu e nevoie să intri în complicația asta și faptul că e complicată nu dă dreptate criticilor. Dar nu, le faci convențional astea. Ei, nu, aș vrea să nu fie convențional, aș vrea să fie Păi deduse, da, să fie corect, să fie aici ce-i ambele drept. sunt. Nu, dar Tu, știi cum ai zice și tu? aia în care n-are voie să staie copacul Da. atins de albine, e compatibil cu... Nu, dar știi cum zice? Da, ok. Ca să nu-ți strice chestia, că el poate vrea să pună o căsuță de păsărele acolo. Păi și nu știu, ecologic vorbind, păsărelele aia poate mănâncă albinele, vai, vai. Mă rog, ai complicații. Dar și tu ziceai de-a lungul timpului, păi dacă eu îmi pun grâu aici
și unul face un tunel pe dedesubt, am eu voie să-i zic să nu facă tunel, atâta vreme cât nu-mi încurcă deloc, nu-mi cade pământul, nu să seacă, nu... Da? Și atunci ai aceeași spațiu, ai niște drepturi de proprietate. Și acum toată lumea își trage o palmă pe frunte și o zică, vai, pe unde ajungeți mai cu chestiile astea, mă băieți? Nu, cred că ești dreptul actual, dar are... Păi, dar nu mi se pare că sunt... Ce, nu-i dureros, nu? Dacă nu ți se pare dureros, Doamne ajută, dar... Nu, intuițiile astea apare în dreptul actual. Tu nu te gândi că intuițiile libertariene sunt niște SF-uri. Nu e niciun SF, știi? Sunt consistente cu partea aia de libertate pe care au susținut-o oamenii de-a lungul timpului. Adică intuiția asta cu primul proprietar a fost codificată, știi? Nu e așa o chestie. Nu, dar și e și logică. Asta mă preocupă pe mine în vremurile astea. Hai să putem să verificăm. Deci zicem ceva. Ok, cum verificăm? Aș vrea să verificăm logic. Nu convențional, nu utilitarist. Nu, mă rog. Și poziția lui e logică. Logic e orice e necontradictoriu, știi, nu e un... Nu, dar stai că ai două chestii. Ai pe de-o parte că Rothbard are abordarea asta un pic drandiană în care zice contează păstrarea vieții omului respectiv. Zicea dacă el hotărăște să mănânce niște ciuperci otrăvitoare ca știe că sunt otrăvitoare și hotărăște să sinucidă, zice, e o acțiune imorală, că împotriva vieții. Lucru care nouă ni se pare un pic... Odată, unde vreau să ajung este cu la una din idiosincraziile lui Alexandru. Mie mi se pare că dacă tu ai acces la acel copac și ai o întreprindere, deci dacă tu ai un pământ, hai să facem complicat ca să ne întoarcem la simplu după aia. Dacă tu pui niște grâu, câtă vreme grâul ăla, porumbul, cu scena deasupra, câtă vreme porumbul ăla ia acolo, tu trebuie să ție, nu trebuie să-ți fie stricate lucrurile care susțin întreprinderea aia. De ce? Pentru că întreprinderea aia doar e... în măsura în care sunt ale tale. Păi nu sunt, plecând de la premisa, plecând de la premisa că nu sunt ale nimănui, te apuci și faci o întreprindere, nu încalci nimănui nimic. Decât dacă vin comuniștii și zic, păi totul era al nostru. Fuck off. N-ați călcat pe aici niciodată, dar aia sunt toate ale voastre. Așa. Și soarele e al lor. Uite că și la loc erau ale noastre, vezi? Te întreb de ce sunt așa de comune, da. Intuițiile astea socialiste. Păi dacă la Adam Smith merge pe teoria valorii muncă și loc pe proprietatea. Deci campionii libertății, ca să zic așa. Da, exact. Și Adam Smith. Și zic, lasă și pentru alții. Păi zici, dom'le, de ce e lumea așa comunistă? Uh-huh. Păi dacă Rothbard apare în... A murit în 95, știi, deci... Mă rog, unde voiam să... Foarte puternice intuițiile astea. Unde voiam să ajung era că... Întreprinderea aia nu poate să aibă cineva o vreo pretenție asupra întreprinderii respective. Zic eu, logic. Și atunci... Nimeni nu e corect, nu e corect ca cineva să îți încurce jucăria, ca să simplificăm, să nu intrăm în bălării. Bun, și atunci ai putea să zici că viața mea este întreprinderea mea până una alta și dacă eu m-aș susține din copacul ăla, ai putea să zici, mi-am găsit copacul ăsta, îmi susține întreprinderea. Nu funcționează. Nu? Nu, pentru că întreprinderea ai construit-o tu, copacul l-ai găsit. Adică nu funcționează analogia. Da, numai că te lovești de durere. Te lovești de durerea ilaltă în care, da, atunci totul ar fi o sălbăticie din asta materialistă, din cauza că atunci tu n-ai putea niciodată să îngrijești un lucru, să-l ții în stare de natură. Nu știu, o zonă eco, cum fac acum statele și UNESCO și figurile. Păi, zic, trebuie să ținem zona asta neatinsă. Și noi zicem, bă, dar cine te-a făcut pe tine stăpân pe chestia aia? Și la fel, ai putea să zici, păi cine face pe un individ stăpân pe o chestie pe care nu o modifică? E o propunere. Asta poți să spui despre axioma oricărui sistem de gândire. Pe ce te bazezi că nu știu ce și întrebi fix, de ce vrei egalitate de rezultat? De ce nu inegalitate? Deci că vreau să aud critica lui Vali. Deci de ce nu poți să zici, mă, copacul ăsta face parte din întreprinderea mea?
Păi, răspunsul ți l-ai dat singur, nu l-ai plantat. Păi da, Costel ar zice, păi da, îl plivesc, păi îi tai două. Păi dacă să-l îngrijești, conform... Da, e. Conform... Okay. Okay, atunci am rezolvat-o, stai, atunci am rezolvat-o. Deci dacă tu aperi un copac, vin niște înțelepți în jur și zic, să discutăm, prietene, într-o lume sălbatică de insulă. Ar zice, să discutăm, de ce aperi tu copacul ăsta? Păi e al meu, că îmi trebuie. Mm. Și îi zic, păi da, nu e legitim. Nu e legitim. Și nu ne trebuie. Da, și nu ne trebuie. Dar ce era corect să fac? Deci asta s-ar întâmpla prima oară când ar exista discuția asta, dar ce era corect să fac? Logic. Păi trebuia să-l cureți un pic, îi dai un var, glumesc că n-ai var pe insulă. Îl plivești un pic, greblezi în jurul lui. A, asta e tot ce trebuie să fac? Ia că am greblat imediat. Acum e în regulă? Da. Și s-a rezolvat, basically. Sau poate dau ei cumva. Da? Dar ai putea să zici, păi și ăia de ce zic că e corect așa? Și te... Și că cazi pe convențional. Ei zic, ceilalți zic că e corect dacă greblești. Așa, asta vreau să zic. Nu poți trece de nivelul ăsta. În orice discuție valorică apare chestia asta în care ăla te întreabă de ce. Vreau diversitate. De ce vrei diversitate? Da. Păi, ok. De ce vrei... Mie nu-mi place diversitate. Hai să... Îmi place omogenitate. Hai să lucrăm de la... De la... Cum să spun? De la efecte înapoi. Mm-hmm. Dacă ăsta e... Că, ok, unul dintre argumentele respective e așa. Avem schimb în lumea asta. Avem schimb. Nu putem să avem schimb fără să avem proprietate. Da? Prin urmare, avem proprietate, cum apare ea? Mm. Da? Prin urmare, găsim o modalitate. Da? Sau dacă vrei, la nivelul și mai simplu. De ce ai tu proprietate în corpul tău? Mm-hmm. Da? De ce ai? Păi e simplu. Dacă eu îți dau ție acum un pumn, Alexandru, mm-hmm. Da? Cine este responsabil pentru ce a făcut corpul meu? Cine a dat pumnul? Eu? Eu și Costel? Pumnul. Eu și Costel și cu tine? Societatea care l-a format cultural? Da, corect. Nu le-o propună. Uite, cel puțin asta a proprietății asupra corpului e una din intuițiile libertariene răspândite, ca să zic așa. Deci nu e ca privatizarea educației, să zicem. Pe de altă parte, că dacă te gândești la pandemie... Nu atât de mult. Dar fix pe asta s-a pus înapoi. Adică sunt oameni care nu au problemă. Știi? Zici că e o chestie intuitivă. Păi cum să nu fie corpul meu? Păi uite că nu era corpul tău. Știi? Dacă Arafat vrea să-ți trimită pe cap bine, niște băieți, deci nu e. Justificarea în pandemie a fost că ceilalți se apărau de tine. Dar nu era deloc demonstrată agresiune. Da. Adică îi ziceau, păi ia uite agresiune. Unde e prietenii agresiunea? Justificarea inițială nu era că se apărau de tine. Justificarea inițială a fost ca să nu se mai răspândească boala. Care era o agresiune? Păi e tot un drag. Nu e o agresiune. Boala e externă. Da, mintea lor era... Interpretarea oficială. Au vrut să dea vina pe cineva. Deci ai putea să zici, avem o inundație. Păi cine-i de vină? Alexandru-i de vină. Da. Nu, el ar spune că... Să-l înnecăm... El ar spune să se retragă apele. Un criminal în serie. Normal că acel corp e al lui, doar că el vine spre noi, știi? Deci, noi recunoaștem principiu, doar că pe același principiu ne apărăm, știi? Discuția era dacă era o agresiune sau... Bun, dar... Hai să zicem... Am divagat foarte mult de oameni să zic că nu se justifică. Uite, zici că libertarianismul e... Aberam, nu, intuiția asta a proprietății asupra corpului e foarte răspândită, deci nu e... Da, din nou, revenind la povestea cu... Deci o luăm iarăși de la coadă la cap, da? Zicem că stabilim de ce ai proprietatea asupra corpului, pentru că vrem să asignăm responsabilitate între oameni, da? Cum? Asignăm? Cine îți dă pumnul? Tu sau... Un diavol, un demon. Am sărit peste părțile astea din istorie. Stai puțin. Dacă zici că asignăm, desemnăm, hotărâm, așa, cred că e o chestie pe care o chestie arbitrară. Da, cum am încercat eu să susțin de curând, mi se pare că logic nu poți să faci altfel. Cine a luat hotărârea să comită mică agresiune, era un exemplu. Ce ai zis tu? Că îmi dai un pom. Cine a hotărât? A hotărât un om, o conștiință, ok, trecem peste asta că ne doare capul,
Un om. Un om a hotărât. N-a hotărât. Tu poți să zici ce l-a influențat pe el. Cultura, societatea, figurul nu-l interesează. În clipa în care asignezi responsabilitatea, dar tu recunoști implicit tot ce ai spus acolo. Nu, dar vreau să spun că nu e arbitrară. Nu hotărâm noi că așa facem. Ci mi se pare că nu poți să... Păi să nu, verifici nu, că ce e altfel. Spun este că recunoști implicit realitatea a tot ce ai spus acolo. Ok. Yes. Da? Noi avem nevoie să asignăm responsabilitatea, da? Pentru că acțiuni, consecințe, chestii, da? Bun, felul în care o asignăm recunoaște implicit tot ce ai spus acolo. Și nu umblă, comuniștii să spună că atunci când au primit un pulan pe spate de la jandarmi, i-l-a dat societatea. Când le convine e societatea de vină, dar altă dată nu. Ba, nu. Capitaliștii de vină. Unii, da, ok, unii. Nu, unii ăla care e comunist. Da, ia-s mai consistenți, ok. Ăla care e comunist. Dar altul mixează elemente de... Da. Da, înțeles nuanța pe care, la care am ținut eu, că nu hotărâm arbitrar, pentru că așa poți să zici cine devine, Cutărescu, și acceptat, se funcționează, societatea merge cu aia, dar we don't arbitrarily assign. Nu, recunoaștem realitatea și chestia asta nu e de ieri, de astăzi, adică ok, în Evul Mediu la un moment dat au fost niște lucruri mai speciale, am citit de curând asta m-a și dus cu gândul la întrebarea inițială pe care am pus-o jos în comentarii. Citisem următoarea poveste, că în tribună Evul Mediu, o doamnă a născut un copil. Soțul era plecat la război, la cruciadă. De multă vreme. De ani. De ani. Și normal că s-a pus problema, adică tribunalele au zis, zic, domne, al cui e cofenul? Nu poate fi al soțului, că dă ani. Fizic. Așa, și apărarea doamnei a fost că s-a gândit la soț cu atâta evlavie și s-a rugat pentru sănătatea lui și l-a purtat în gând și nu știu ce, că era al lui, că de la el o fost. Dar n-a fost miracol ca la Isus? Și a fost un mecanism de credință. Da, de dorință. Ideea e că judecătorul probabil că se cunoștea cu tatăl și a zis că e al soțului. Probabil că asta e explicația, da. Că asta n-am zis cât de intim se cunoștea cu tatăl. Dar ideea este că noi am încă de la începutul vremurilor am găsit o metodă de a asigna responsabilitatea pentru acțiunile umane în felul ăsta, o metodă care presupune cel puțin proprietatea în propriul tău corp. Da? Știu că ești agent, ideea de agent. Uh-huh. Așa suntem niște borci și da, nu e... Borci sau sclave ai zeilor, da, sau nu știu, da, am trecut peste momentul ăsta, da? Bun. Da, chiar și comuniștii acceptă. Uite, când te duceai la canal sau asta, asignau individual, știi, nu? Bun, și asta să zicem... Nu, trebuie să te reiertă, știi, că societatea-i de vină. Să zicem că am rezolvat-o, da? Și atunci hai să luăm partea a doua. Tu ai cules o cireașă, da? Din natură, în stare de natură. Ai cules o cireașă, o ai în mână, vrei să o duci la gură să mă înțelegi ce o transformi în fertilizator. Da? Instinctual. Whatever. Ok? Bun. A cui e cireașa aia în momentul ăla? Presupunem că nu există niciun fel de sistem de proprietate, nu există nimic. Păi dacă nu există sistem de proprietate, atunci nu este a cuiva, pentru că ca să fie a cuiva, trebuie să ai un instrument mental de înțelegere a unui sistem de desemnare a, sau de respectare, mai bine zic, a unei proprietăți. Atunci, juridic, e ca și cum nu s-ar pune problema, pentru că n-ai sistem. Și atunci, de facto e al posesorului, tu care ai cireașa, așa. Deci, dar de iure, de drept, ce? Încă păi nu e da, nimeni, că n-ai sistem. Ai luat-o din pom și până atunci la curia și, ta, nu? Și în clipa în care vrei să o duci la gură,
a cui e proprietatea? Și de ce întreb a cui cineva e proprietatea? Zice, halt. Da? Pentru că exact, cineva zice halt. Da? De fapt, nu zice halt, zice, cum se zice, stop în rusă. Da? A, nu știu. Poate tot. Așa. Deci cineva zice stai așa, asta nu e a ta, aceea cireașă nu e a ta. Eu sunt reprezentatul statului, statul reprezintă societatea, da? Aceea cireașă este proprietate comună pentru toată lumea. Dă-o înapoi. Ui. Vezi? Dă-o înapoi mie, care eu sunt colector pentru stat și o duc eu în hambarul statului de unde urmează să se distribuie corect dacă, către toți. Dacă colectorul ăla este... Aici, și aici ajungi la reguli universale. Dacă ăla poate să fie colector pentru stat, păi atunci și tu ești colector pentru stat. Nu, și da. Zici stai, las că o duc eu la hambarul. Eu urmează acum să fac ceea ce nu fac de obicei. Mm. Un argument pur utilitarist. Okay. Dacă sunteți de acord că cireașa este deținută la comun de toată societatea, ați justificat Holodomor. Că astea au fost argumentele pentru care s-a întâmplat Holodomor. Ce s-a întâmplat în Holodomor? Au ajuns să-și mănânce copiii. Din cauza că le-a fost luată mâncarea. Dacă luai o cireașă de pe tort, avea deja proprietar la care a făcut tortul, nu? Sau ăla pentru care a fost făcut cireașa de tort. Da. Eu mă gândeam la discuția asta, nu mai știu în ce capitol e. Cu orice control e privat, zice Rodbacit într-un pe unul. Mă gândeam dacă e adevărată chestia. În esență... Intuitiv, până un alta, pare foarte control. Logic. Zici Dragnea, ok, dar e un individ acolo, presupun că asta are în vedere. Păi, nu vorbim până acum că numai individul poate să aleagă. Poate fi falsificat asta. Nu te gândești la grupul, uite, noi trei apăsăm sunt pe același buton, știi? Am ales... Din nou, noi trei, e tot privat, nu e un grup. Nu grupul apasă pe buton. Da, grupul e concept colectiv. Nu e universalizabil. Teoretic, da, poate să exercite, dar doar dacă le formulezi în privat. Adică doar dacă le formulezi ca entități private. Dacă noi facem o firmă și cumva firma apasă pe buton, de fapt firma nu apasă pe buton, ci o să contracteze pe cineva să apese pe buton, că firma n-are dește să apese pe buton. Da. Așa cum societatea n-are. Ai în vedere indivizii, știi? Așa te gândești ce se întâmplă dacă mai mulți sunt de acord și fac aceeași chestie? Nu mă gândesc dacă e corect asta, că orice control e privat. Deci Rothbard zice ceva de genul, orice control e privat, problema e doar dacă e legitim sau nu. Păi și statul e privat. Când vine cineva de la... Păi asta e ideea. Când vine cineva de la fisc, numai că e ilegitim. Da, da. Taxarea e ilegitimă. Dar altfel controlul ăla, da, e cineva cu nume, cu prenume, știi? Deci e un individ, știi? Mă gândeam dacă e corect chestia asta. Păi nu, nu că n-aș zice să scape poate una dintre găurile procesului de la Nuremberg e că nu a instanțiat corect chestia asta sau complet chestia asta. A, da. Da. Punctual, cred că vrei să zici că... Adică a tăiat doar căpetenile. Da. Și i-a absolvit de control pe ăia de mai jos. Asta. Da. Care nu-i corect. Adică, ăia de mai jos erau sub o amenințare, dar sub amenințare întotdeauna îți rămâne alternativa să te sacrifici tu. Okay. Acum, dacă stăm s-o analizăm din punctul de vedere al eticii lui Rothbard... Nu, dar trebuia să demonstreze că chiar au fost sub amenințare. Aici, știi? Nu, au fost. Da, nu era greu de demonstrat că au fost. Dar problema este dacă tu îți cedezi 100% inițiativa și devii un instrument, ceea ce mie nu mi se pare corect, nu mi se pare o perspectivă corectă,
Dar aș fi curios cum se contrabalansează chestia asta cu imperativul ăsta la care ajunge Rothbard, că tu trebuie să-ți menții viața, Da, știi? nu știu. Adică cine a venit cu imperativul ăsta? Adică E logic? adică De unde vine vine? Costel și mă amenință pe mine cu pistolul dacă nu l împuși pe Alexandru, ca să instanțiem în trei, iarăși, crusoiesc Da, fix. problema. Da, vine Costel și mă amenință cu pistolul și zice, dacă nu l împuși pe Alexandru, zbor creierii. Și atunci am două opțiuni, da? Să l împuși pe Alexandru sau să-mi accept soarta. Da? Teoretic, nu prea există cale de mijloc, să-l împuși doar puțin sau... Da, nu, special e simplificat exemplu ca să nu existe variante. Da. Dar Da. ideea e că dacă eu îl împuși pe Alexandru, și eu am o parte din vină. Și Costel are o parte din vină, dar și eu am o parte din Da, vină. chit că ai fost under duress, ai fost forțat, dar tot mai aveai o variantă, adică de ce n-ai ales-o pe aia? Trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Păi nu, că o să fie doar morală, trăiești cu chinul mereu. Da, dar noi vorbim juridic aici. Ok, moralul e interesant, dar juridic ar avea? Păi ar avea cândva, da. Deci, ca să Pare logic. revenim la ideea că orice control e privat, perspectiva în care sunt și eu pedepsit pentru că a fost Alexandru împușcat, este congruentă cu orice control e privat. Perspectiva în care eu nu sunt pedepsit că Alexandru a fost împușcat, nu mai este congruentă. Congruentă cu logica Bine, în acel sistem și omenească. Costel e privat, dar putem presupune că Costă în Costel privat. era armata. Era armata ca Da. organizație Da. Bine, de dar stat. și aia e făcută din, ca și societatea, ca și pădurea, e făcută din indivizi. Dacă ne facem că nu avem responsabilitate, uite așa se nasc monștri. Mi se pare că e responsabilitatea omului să-și ia responsabilitatea asupra acțiunilor lui. Păi cum, atunci tot ce a fost în urmă a fost niște greșeli? Da, să învățăm din ele. Nu neapărat să cerem restituție, Da. dar hai să Avem învățăm din ele. ocazia, da. Uite, pe de altă parte are sens să vorbești de proprietate colectivă, știi, de o deținere la comun. Cum? Aceea nu. Adică Adică nu e o imposibilitate. Deține, asta e o regulă în care, nu Bai, știu, noi eu. trei Dacă deținem un laptop, știi, deci dacă nu. respectăm că vii cu arbitrar cu propuneri, poți să joci jocul ăla, e ca un joc. Nu avem voie să atingem mingea cu mâna la fotbal. E o chestie arbitrară așa, hai să facem un joc. Și poți să-l testezi, e mai interesant sau mai puțin, e mai folositor, mai... Dar noi încercăm să verificăm Noi logic. putem să... Nu, stai, că e dacă noi trei deținem un laptop la comun, cădem în aceeași problemă pe care o cădeam cu Mașina mai comuniștii cu devreme. mașina de mai Da, devreme. da, da. Dă mouse-ul să dau și eu click. Proprietatea în sine are natură exclusivistă. Nu poți, dacă nu ai ce să faci cu ea. La folosirea în sine are o natură Exact. exclusivistă. Da. Adică poți Păi, să dar și verifici. folosirea e legitimă în raport cu Da. proprietatea. Sau invers, Dacă... poți să justifici proprietatea din cauza limitării fizice, naturale. Nu poți să folosească mai mulți. Nu, resursă rară. Așa. Ai o resursă rară, Nu, dar să apucă cineva și o folosește, nu cel poți să o puțin folosească ca așa. poți la aranjamente voluntare, știi, care Aranjamente, da. tu decizi cu Vali că ăla ține laptop marțea, joia și nu știu ce, și Păi da, ăla da. absolut, Acest da. lucru este echivalent cu faptul că ai o proprietate segmentată în timp. Ai o proprietate exclusivă individuală segmentată în timp. Da. Da, e comună, Dacă totuși. de E pe comună. laptopul, nu, hai să zicem așa, dacă de pe laptopul nostru sau invers, dacă pe laptopul nostru ajunge un virus în ziua în care îl deține Alexandru, am ce am cu tine astăzi, Foarte bine, foarte în bine. ziua în care îl deține Alexandru, da? Cine este de vină pentru că pe laptopul nostru a ajuns un virus? Hackerii. Noi, trei, la comun, sau Alexandru,
Că n-a avut grijă. Că n-a avut grijă și a pus-o și a umblat unde nu trebuia. Da. Nu, ideea e care are sens. Proprietate comună. În ce sens? Și în aranjamente voluntare și în astea. Non-voluntare. Deci că statul decide ce se întâmplă. Betoniera aia, asta e proprietate comună, știi? Tu nu ai voie să iei tu betoniera aia de la stat. Tu ești agresor. Aranjamente voluntare, la fel cu laptopul, știi? Uite, tu ții betoniera aia în mașină. Eu o țin. Uite, Vale, hai să... Uria e? Clar că e comună, știi? Nu, hai să facem... Da. Hai să inventăm altfel. Deci să zicem, producem un obiect de capital. Dar trebuie efortul a trei oameni. Unul ține, unul împinge, unul... Așa. Ceva se întâmplă acolo. Și noi, să zicem că avem înțelepciunea înainte, să discutăm cine o să fie proprietar pe obiectul ăsta care nu poate fi făcut decât de toți trei împreună, concertat. Și să zicem că ne hotărâm că toți trei suntem. Avem 33,33. Ai așa o proprietate privată, comună între trei oameni. Sava. Ar fi, nu știu, ar fi socialistă, să zicem, dacă unul îi amenință pe alții, știi, pune... Sau se el își trage 60% și ei alții, sau mai mulți. Se zice, da, să zicem, unul e un stat. Nu, da, exemplul meu este că am făcut un lucru, pe când cred că ce îl deranjează pe Vali în exemplul tău este că cineva zice așa, din senin, nu, avem aceste pământ, România este a noastră tuturor. What? De unde? Că n-am călcat nici aici în cartier, pe o străduță, n-am călcat niciodată. Da, spune că nu ne ajută cu absolut nimic să avem bunul ăla la comun în continuare. Adică faptul că ne încăpățânăm să-l păstrăm în felul ăsta este o greșeală mare, conceptuală, pentru că da, din mai multe motive. Unul dintre ele este că noi ne introducem în felul ăsta problema comunelor în proprietatea noastră. Da? Adică like. nu e eficient pe deloc, asta pe termen lung. Este, dacă vrem să ne gândim la faptul că proprietatea în sine ar trebui să aibă însă și o, cum să zic, propria sa viață, da? Ok, este dăunător. Dar hai să luăm, să analizăm, nu știu, să analizăm o mașină, da? Da, să ne uităm la o mașină. Când are o mașină o viață mai bună? Atunci când este condusă și este în proprietatea unui singur șofer? Sau atunci când fac ture taximetriștii pe ea? Mașina nu se împrumută. Sunt mai bun taximetriștii. Dacă șoferul la primul era un prost. Să fac o formă de mea culpa. Mi se pare că eu de multe ori am zis, sigur că da, și observația rămâne ca principiu, sigur că da, oamenii pot să-și facă asociații de proprietari, chestii, străzile, le au în comun, tot felul de lucruri. De la o vreme mă lovesc foarte des în practică de ce se întâmplă în asociații, în cooperative. Și ce se întâmplă? În primul rând poți să dai vina pe stat că nu poți să te duci să arbitrezi drept niște chestii, și dacă scap de alea, pentru că sunt chestii nereglementate de stat, unde aleg oamenii? Și nu aleg neapărat egoist, ci aleg prost. Și atunci te gândești, deci am scăpat de multe procente de lucruri pe care ai putea să le îndrepți, totuși rămâne observația asta în care dacă cineva e să aleagă prost, mai bine să aleagă pe ale lui. Nu poate să aleagă prost pe lucruri uite, comune. Când vezi că îți scrie un tânăr pe Twitter, domnule, ce înseamnă comunism? Păi, înseamnă guvernarea egală, egalitaristă, descentralizată. În primul rând, nu e comunism, ai spune. Nu da, e comunism. De ce? Pentru că o formă de capitalism, adică schimburi voluntare, muncitorii decid ei să nu știu ce. Acum întrebare, nu e interzis aranjamentul ăsta, nu e interzis azi, în lume, știi? Dacă muncitorii vor să asta, nu oprește nimeni. Întrebarea e de ce nu o fac? Și Alexandru a zis, doare nu merge, nu? când tu vezi că muncești ăla, nu,
erau comunele alea hippie, știi? Deci unul da cu mătura și nu știu ce, altul s-a uitat la televizor și s-a dracia lui, știi, mă, da. Mai simte-te aici. Facem și noi. Asta e problema, deci dacă eu particip și cu bani și cu muncă și cu nu știu ce, tu nu particip cu nimic, mai mă și enervezi, nu-mi convine să împar cu tine și așa apar patronii. Asta e natura umană, știi, deci nu-i convine să... Și repet, ai libertate, deci pot, nu-i interes. În România, dacă tu vrei să faci cooperativă, yes, muncitorească, nu-i interes. Întrebarea e de ce nu fac oamenii. Deci dacă e o chestie așa de mișto, deci nu fac. Cred că ăsta e argumentul. Nu-ți convine să... Tânărul ăla de pe Twitter ți-ar răspunde poate că, domne, nu sunt educați destul, sunt educați invers, sunt mințiți. Nu, și răspunsul este... Tu, tânărule, de ce nu ești într-o astfel de cooperativă? Nu. Care ești educat. Că... Ok, am înțeles, muncitorii nu sunt educați. Dar fă tu o astfel de cooperativă cu prietenii tăi, da? Care sunteți proslăviți comunismul aia și o să rupeți tot. O să rupeți tot pe piață oriunde intrați. Și exemplu este ușor de făcut. Organizați voi în modul ăsta o întâlnire simplă, ca o petrecere mică. Și ziceți, ce să aducem de băut, ce să aducem de mâncat, tra-la-la, cine spală vasele, cine face curat după aia. Organizați, vedem ce se întâmplă. No. Asta nu merge, că e o chestie one shot, dar și aici... O să ce apară, aici se întâmplă? Vezi că unul pleacă pe la... Nu, dar într-adevăr, ziceam, uite, păi ne-a mers bine. De câte ori ați încercat ca să fie științific? Încercați și voi de mai multe. Asta e chestie de 3-4 ore, dar gândește de ce înseamnă să stai... Da, faci firmă pe 10 ani, știi? Pe 10 ani. Care? Firma nu expiră. Nu, dar să zicem că-ți propui exit. Vreți să te duci tu, să te rogi să ți-o închidă după aia. Să-ți dea voie, da. Și care e problema? Că când vorbesc de redistribuție, să gândesc că Bezos nu e bani. Da. Dacă vezi așa redistribuția, da, nu sună atât de rău, știi? Tip ce dacă te gândești la redistribuție că tu trebuie să-i dai bani, nu ea mai sărac decât tine, nu prea să mai place atât de mult, știi? Bun. Mare, am zis-o în fel și chip. Bine, și Rothbard, ca să mai și trecem, zice, face la un moment dat distinția asta între puterea de a face și libertatea de a alege. Stai, până ajungem la asta, aș mai vrea să mai dăm două lucruri despre capitolul ăsta. Ziceam că Robinson trebuie să învețe cum să facă lucruri. Și dacă tot învață cum să facă lucruri, la un moment dat își dă seama că își dă seama despre propria sa natură. Și zice despre felul de evenimente sau acțiuni care o să-l facă fericit sau nefericit. Învață despre scopurile pe care ar trebui să și le aleagă și ce ar trebui să încerce să evite. Dacă mai țineți minte o discuție de emisiunea trecută în care vorbeam de o carte scrisă de Peterson, Hărțile sensului, exact de ceva de genul ăsta discutam. Da? Suna exact la fel și omul practic trebuie să se, zice și Rothbard aici, individul își, prin introspecție și extrospecție, spune el, eu nu știu dacă cuvântul există în extraspecție, nu știu dacă cuvântul există în român, inspectarea exteriorului, da, da, deci nu se uită afară, numai în interior, ci se uită și în afară, învață cum, ce, când își învață, își descoperă propria natură, își poate stabili scopurile, își concretizează proprietatea totală, în cazul ăsta, asupra lui. Totală, pentru că nu mai vorbim numai de corp. Vorbim și de deciziile pe care le-a luat în ierarhizarea valorilor, vorbim de mult mai multe lucruri. Și descoperă de asemenea și liberul arbitru. Trebuie să fie liber să aleagă, ce tot vorbim de atâtea. Uite o mică chestie, exact, apropo de instrumente mentale. Oamenii nu o să fie egali. Deci dacă o iei de la un zero din ăsta, prin extrospecție, ce o să se întâmple? O să ai în primul rând niște date din jur. Datele alea, dacă le procesezi un pic, poate să-ți fie niște informații. Dacă le mai procesezi și pe alea, s-ar putea să nască niște cunoaștere.
Și după aia, din destulă cunoaștere și în timp, s-ar putea să nască niște înțelepciune. Oamenii se găsesc în diverse locuri pe spectrul ăsta și nu neapărat de în sus în jos, cât poate au niște înțelepciune pe niște domenii, dar pe alte domenii nu. Și așa suntem toți până la urmă. Și suntem inegali da, din punctul ăsta de vedere. Asta nu se înțelege în socialism, știi, că inegalitatea e naturală, ca și egoismul, se manifestă în aranjamente, forme de proprietate diferite. Inegalitatea e cu noi tot timpul. Deci nu... Auzi, tu zici... Nu o să-ți aducă USR-ul să-ți face egalitatea. Ai făcut un sondaj, ai zis, lăcomia e rea? Și pare de mână cu egoismul. E rău? Și depinde ce înțelegi din chestia asta. Depinde care e eticheta. Dacă te gândești că e o exagerare într-o direcție, lucrurile astea o să fie rele. Da. Dacă te gândești că sunt doar apărarea interesului tău, fără să încalci pe alții, atunci nu-ți re. Scris eu un articol în aia în curs, turboliberale. De ce un sens patologic, să zicem, la avarul lui Molière sau la Hagi Tudose, care clar că ăștia erau bolnavi, mâncau prost, mâncau puțin, adică erau... Își făceau rău și lor. Da, zici că e o chestie aproape patologică, știi? Uh-huh. Ar fi rea. Răspunsul e da, lăcomia este rea, dacă ne gândim la sensul ăsta dement, știi? Uh-huh. Dacă lăcomia înseamnă dorința de bunuri materiale mai multe și nu știu, o chestie la care toți oamenii așa sunt, uh-huh, majoritatea lor, ba da, chiar și sfinții, tot vrea bunuri materiale ca să le împartă, știi, deci. Măcar, chiar, da. Chiar că nu le ține. N-ar fi ceva rău, știi, ar fi ceva... Uh-huh. Benin, nu știu, tu te gândești că sensul cel mai folosit la primul, știi, ăla... Cu exagerări, cu rău, da. Da, da. Uh-huh. Da. Despre asta se spune și capitalismul. Păi, uite că ești lacom. Așa e omul în al doilea sens. În primul sens nu sunt lacom, că nu sunt, n-aș vinde-o pe mama pe nu știu cât, știi, deci nu în sensul ăsta. Yes. Dar ideea e că nu se rezolvă, asta nu înțeleg ei. Deci dacă tu bagi niște socialist, nu ți spală lăcomia din nou. Uh-huh. Ori senzația lor asta e că dacă e la situația ideală, e la câteva socialisme distanță, le bași pe alea și gata. Nu, doar se manifestă altfel, știi? Prin pensii speciale, prin nu știu ce, știi? Deci nu. Evident că e principiul respectiv pe care l-am mai spus, că e natura omului, da? Maximum de efort cu minimum de rezultat. Nu e chestie cultivată care s-o poți disloca. Înainte de punctul ăla care e foarte important cu puterea, și zice să notez un lucru pe care îl spune Rothbard aici, nu știu dacă sunt de acord cu el, dar e o oarecare instanțiere a performanței contradictive de la Hoppe. Mai chiar spune așa că o propoziție poate fi ridicată la rangul de axiomă dacă cel care îi se opune propoziției, de fapt, o folosește în propria argumentație. Primul care despre care cred că a formulat a fost Aristoteles. Ideea asta că te a contradicției performative, că o validezi atunci când o negi. Știi? Când spui, nu e adevărat că omul acționează, tu tocmai acționa, că ai vorbit. Yes. Și vorbit o acțiune. Yes, yes. Și apare și la Mises chestia asta și uite o zice și Rothbard și mă rog, va fi preluată în Etica argumentării lui Hoppe. Și despre chestia aia cu tot așa mecanismul ăsta, că te contrazici atunci când nu știu ce. Tu îl validezi pe sclav când vorbești cu el, știi? Cel puțin în secunde aia în care îi cer părerea. Unde mi se pare mie un pic trasă așa la extrem, asta că ok, nu argumentez corect, dar asta nu înseamnă faptul că oponentul tău nu argumentează corect, nu înseamnă că te ridică la rangul de axiomă cu presupunerea. Mi se pare că e puțin prea mult. Păi da, dacă nu poate fi falsificată. Dacă nu poate fi falsificată, e altceva, da. Dar nu doar, doar verificând-o doar cu asta. Nu doar prin mecanismul. Da, dar dacă nu poate fi falsificată în sistemul actual, curent, știi? Nici asta, dacă nu poate... Nici aia nu e suficient. Da. Popora zice că e neștiințifică, dacă n-are falsificatorii. Da. Deci poate fi o prostie, nu? Nu. Ok, și care era ideea? Punctul important aici era că mulți ar putea să zică păi ce poate omul să facă versus ce are libertatea să facă.
Câtă vreme e singur, libertatea lui e dată doar de ce poate fizic să facă. Da? După aia când razele de acțiune ale oamenilor se suprapun, atunci trebuie să ai niște reguli și pentru interacțiune umane. Și atunci libertatea pusă în felul ăla învechit, libertatea aia se termină undeva unde e libertatea ta. Cred că îi delimitează, așa că am văzut prima oară observația asta în drumul către servitutea, diferența între libertate și putere, își delimitează sensul termenului libertate. Libertatea nu se opune la unor constrângeri naturale, să zic. Faptul că nu poți să, nu știu, zbor ca Superman, nu înseamnă că nu sunt liber. Liber, deci, să încerc. Sunt liber. Sensul libertății ăsta în care se opune, e o libertate socială, să spun așa, ține de interacțiunile cu ceilalți. Dacă eu nu sunt supus agresiunii celorlalți, sunt liber, chiar dacă nu pot să zbor ca Superman. Și asta are în vedere. Termenul libertate, libertate socială, ca să zic așa, legată de interacțiune cu ceilalți. Nu libertate naturală în sensul că eu pot face tot felul de chestii. Uite, asta mi se pare că e o definiție pe care el o dă aici foarte, foarte bună. Libertate înseamnă absența unei molestări venită din partea altor persoane. Mai târziu va reveni asupra ei, atunci când se va referi la voință, dar o să discutăm despre asta mai târziu. Uite, aici mă gândesc dacă nu merge și o echivalare între două, pentru că și că tu vrei să te duci la Lidl, pot fi două obstacole, să ești paralizat și atunci e un obstacol natural, în sensul ăla, primul. Nu sunt liber că nu pot să merg, efectiv. Dar poți să avea un obstacol, da, cultural, certificat, fie statul, fie unii, niște băieți nu te lasă, zicem, privați. Ăsta ar fi al doilea sens legitim, dar cred că ai putea să-i spui și putere, știi, în sensul. Dacă ți-e clar sensul, da. Pentru că asta înseamnă libertate. Pot să fac ceva, pot să fac acțiunea aia, știi? Dacă nu pot, alții mă amenință să nu o fac, nu sunt liber, distinția... n-am putere, știi? Da, nu, ok, fix între cuvintele astea, da. Dar după aia distinția ar veni pe partea de legitimitate. E legitim să fac o agresiune chiar dacă pot să o fac? Păi nu, nu. Păi puterea ar fi permisiune, drept. Da. Înțelegi? Asta înseamnă că poți să mergi la Lidl, că ai dreptul. Înțelegi? Permisiune. Îți e permis să mergi. E putere juridică, dacă vrei. Da. Putere juridică versus putere naturală, știi? Tu poți să fii olog și nu știu, nu poți, așa? Dar juridic poți. Juridic, da. Da. Juridic, da. Uite ce... Asta e ideea. Cred că aici avem răspunsul. Mă gândeam acum cu ce ai spus tu și citeam... Când îl aduce Rothbard pe Locke în discuție, spune așa, că Locke zice că și-a fixat munca cu pământul și în felul ăsta achiziționează proprietate. Și întrebarea este, în fel, și el, Rothbard trage concluzie de aici, că omul izolat devine proprietar peste ceea ce folosește și transformă. Și cred că aici e de fapt și tot rostul pentru care ne-a dus în economia, în experimentul ăsta de gândire crusoian. Da? Când vine vineri, de exemplu, să zicem Robinson Crusoe, și-a făcut casă, și-a făcut... masă, undiță, canoe, da, e acolo pe insulă și a făcut provizie de nuci de cocos, whatever, da? Bun. Și apare vineri pe insulă. Nu mai e izolat, da? Asta înseamnă că vineri avea dreptul și trebuia să fie consultat atunci când el nu putea fi consultat de Robinson, deci retroactiv. Sau
Devine vineri coproprietar pe toate lucrurile pe care le-a făcut Robinson și pe munca lui Robinson implicit pe care a depus-o acolo. Că de fapt, asta ca să ungem la suflet și comuniștii, da? Factorul de producție, muncă. Da? În obiectul ăla, în toporișca aia de care vorbeam mai devreme, da? Nu avem numai materialele pure, materialele naturale. Avem și munca depusă de Robinson. Munca intelectuală și cunoașterea, să-și dea seama ce e o toporișcă, da? Și munca de a o realiza în sine. Da? A, deci voi vreți proprietate intelectuală. Lasă! glumesc, treci peste. Nu, pointul, nu e vorba de proprietate intelectuală, dar pointul era că nu e valid determinismul ăsta marxist în care ideea vine după, știi? Nu, el zicea că atunci și dacă ești antreprenor mititel, tot așa, ai o idee, o proiecție și aia vin celelalte. Există tot felul de joburi, da, în care ai o funcție executivă, care scopul tău nu e să faci cu mâinile și să le spui altora să fac. Uite, la canotaj, de exemplu, da? E unul în barcă care nu dă din vâsle, da? Dar țipă ca ăia să dea în același timp. De ce? Îi coordonează. Ca să se miște. Ăla nu are treabă cu ce se întâmplă acolo? Nu face nimic. Da, da, un dirijor. Da, exact. Sau un dirijor. Doar de din... Exact. Numai balet face. Exact. Deci... Ideea e că există și o parte a muncii care ține de luarea deciziilor. Da? Trecem, revenim la subiectul nostru. Dacă Robinson este proprietar în continuare pe acele lucruri, atunci decurge că el și-a obținut proprietatea folosind lucrurile din natură. Dacă Robinson nu e proprietar pe acele lucruri atunci când vine vineri acolo, atunci decurge că vineri devine proprietar cumva doar prin prezența lui asupra muncii lui Robinson. Da? Nu vorbim de bunurile de capital, materiale sau de consum. Vorbim de faptul că munca pe care a depus-o Robinson a fost depusă în contul lui vineri. Obțin parțial. Și restul, toată omenirea ar putea să vină pe insula aia și să zică vreau să stau și eu aici. Dacă era pentru ce vrei să demonstrezi că vineri... Vreau să spun că avem două opțiuni. Da? Una acceptabilă, munca e a lui și felul în care lucrurile alea rămân ale lui presupune proprietatea că s-a transferat atunci când a obținut-o. Da? Și pentru asta, de aici ne putem deduce faptul că proprietatea se obține atunci când se transformă sau dacă nu se obține atunci când se transformă și vineri era potențialul proprietar al acelor lucruri la comun, chiar dacă el nu era pe acolo și nu putea fi contactat. În potențialitate. Da? Asta înseamnă, prin extensie, că vineri, ca să fie proprietar pe lucrurile pe care le-a făcut Robinson cu proprietatea nu știu cum, trebuie să ajungă proprietar și pe munca lui Robinson. Bine, comuniștii au în vedere că la cam în cipă vine, știi? Și o văd ca pe o restituție legitimă. Bine, eu nu vorbesc de ce s-a întâmplat după, eu vorbesc de momentul în care vineri ajunge pe insulă, știi? Bine, iar spune că vineri era amerindieni, era pe insulă, știi? Era pe insulă, nefiind pe insulă. Iar alea erau lucrate deja, știi? Barca și... Din nou, ăsta a venit cu o găină, știi? Ideea în sine și de ce putem să o luăm așa? Pentru că putem să o aplicăm și la copii. Da? Ideea în sine e în felul următor. Nu. Nu te duci acolo că nu acolo nu vreau duc, să nu spun, mă duc. Da? Ideea e așa. Ai un univers cu limitele extins, cu limitele stabilite. Da? E vorba de insula asta. Da? Pe insula asta e doar Robinson. Robinson folosește tot ce poate. În universul ăla mai apare o persoană. Da. A
această persoană ori îți schimbă condițiile de proprietate asupra naturii, da? Ori nu. Dacă îți schimbă condițiile de proprietate asupra naturii, înseamnă că avem tot ce am spus mai încolo, da? El devine proprietar și pe bunurile rezultate din munca lui, din munca lui Robinson, și devine proprietar pe bun, practic pe muncă, practic pe o parte din Robinson. Ceea ce ne duce la contradicție, nu ajungem încă acolo. De ce spun asta? Pentru că unii socialiști o să poată să spună: nu, că avem numere mari, știm cât suntem toți ăștia, niște copii, frate. Apar copii. Apar copii. Și proprietate. Dacă tu vrei să extinzi proprietatea retroactiv, nu poți, e un sistem care se contrazice. Deci dacă unul face mai pentru mulți copii, mereu apar, să limitezi cât copii. Mereu apar proprietari noi. Mai dai, și dai. Asta și spun. Mereu apar proprietari noi. Proprietate mixtă, că ce avem azi, îi mai dai. Da, și atunci acazi în partea cealaltă, în care în loc să ai un principiu de obținere a proprietății, da, îmi lucrez, îmi jonglez cu două, cu trei, cu patru, cu cinci, cu 7,9 miliarde. Standard multiplu. Standard multiplu. Nu, e groaznic. De redistribuție. Nu, ăla e un... Nu, ăla nu e un standard. Eu vorbesc, este doar eu vorbesc un mecanism de care... mecanismul de obținere a proprietății asupra lucrurilor naturale. Ori ai unul, ori... nu e redistribuția. Redistribuția este după aia. Atunci când redistribui, dacă știi că redistribui, se presupune că ele există deja undeva. Da. Există. Păi, dar nu numai resursele naturale. Nu, există deja în proprietatea unora. Ca să redistribui, tu trebuie să iei de la unii. Ca să iei de la unii înseamnă că nu sunt ale tale, ci sunt ale lor. Luat din basta, din apucă. Din aia comună, da. Așa. E, și tu doar îți iei ce e al tău. Trebuia să-și asume. Nu poți să-ți iei ce e al tău. Asta este ceea ce încercam să explic. Ca să-ți iei ce e al tău, presupune că devii proprietar pe munca lui Crusoe. Da, și? Păi, dar nu e a lui munca lui Crusoe. Cum să nu fie a lui munca? Factorul comunist de producție muncă în comuniști nu e al omului? Nu e al tuturor. Ăla e al tuturor. Da. În comunism totul este al tuturor și deci al nimănui. Tot e al tuturor. Nu! E al tuturor, nu e al nimănui. Și munca. Și tot. Și corpul ăla. Ne pare rău. Tu trebuie să pleci. Cum? Că eu, individul, nu, societate. Da, Ghinion Iliescu. Da, e incorrect asta, vezi, și care e foarte circulată, al tuturor și al nimănui. Nu, al tuturor înseamnă că nu, e al tuturor, nu că al nimănui. Al nimănui era aia cu proprietatea privată. Nu, al nimănui în special. Da, aia comunistă e, da, e al tuturor. Da, e haioasă ideea comunistă. Noi eram proprietari în comunism. De ce, nu, de ce suntem fraieri și nu suntem și noi comuniști? Deci, dacă n-ai nimic și zici că doar trebuie să zici că ești comunist, dintr-o dată ai ce? Tot. Da. Deci e mind-boggling, așa face. Da. Cum tot? Da. Și perdelele astea? Și perdelele astea. Super. Nu. Păi și pot să fac ce vreau cu ele? Nu. Trebuie să vrea bun, toată lumea. Sunt bunuri de consum. Doar... Deși poți găsi comunist. Nu, dar imediat, știi de ce e foarte haios. Și cum hotărâm? Păi cu majoritate. Cât să fie majoritatea? 99% sau 50+1. De ce să nu fie o majoritate mică de doar 50+1 din aia care sunt prezenți? Ah, da, chiar ar putea să funcționeze. Ia vedeți cum funcționează. Și că au reușit să se ducă lumea cu prostia asta. Da, inclusiv democrația, știi, inclusia controlului, știi. Te împuternicește, știi? Da. Erai sărac, erai amărât. Da. Deodată te împuternicești, devii mai puternic. Da, nu fac ăștia aleșii, nu fac ce vor ei. Ei fac ce vor oamenii. La 4 ani îi aleg. Păi și după aia ăla când face o tâmpenie zice... Păi nu, păi m-ați pus... Unii și la comunii ziceau. M-ați pus să aleg. De-aia sunt un ales. Aleg. Păi deci aleg oamenii sau alege alesul? Neaște treburi. Oamenii sunt optimiști, deci ei se dau cinici și asta, știi? Uh-huh. Impostări și... Da, care sunt bază, funcționare și fac mișto și râd. Dacă ei zice, ok, hai să privatizăm o prostie, nici măcar să nu fie educație sau... Nu. A, nu, nu.
De ce? Poșta, de exemplu. De ce? Hai să privatizăm chestiile astea. Am înțeles, ești foarte cinic și foarte dur, știi? Hai să privatizăm. Păi nu, nu vreau. Uite, ai putere. Care e așteptarea? Cu să vină alții mai buni, știi? Mă gândesc, apropo de privatizare. Deci dacă ai putea să convingi mulți, că acum au și exemple cu privații, ai putea să convingi mulți să privatizeze poșta. Dacă te gândești că poșta este un mediu de comunicare a unor bunuri, mă rog, niște scrisori, parcă văd. La poșta e mai mult succes. La poșta e... Ai putea foarte bine să te gândești că și lucrul ăla cel mai dur. Nu, hai că poți să... Cu drumurile. Să-i dai, nu, lasă drumul, TVR-ul. Poșta e prost. Ah, nu, și ăla, ar fi de acord să privatizeze. Deci e mai... Nu, cum? A, intelectualii interesul... Da, de... corect. Nu, dar nu e că educație, educație, sănătate, drumuri, poliție, știi, aici e... Adică oamenii nu înțeleg că tu îi dai puterea aia, știi. Funcțiile... Tu îl faci milionar, tu îi dai pensia specială, păi cum că eu sunt... Da, e socialist, tu îi dai. Dacă oamenii n-ar fi socialist, n-ar mai exista pensie specială. E, da. E simplu. Da. It's not... Hai să trecem Hai. La schimburi. Hai, și să facem pare schimburi. Că Rothbard tot la fel pune lucrurile și zice în felul următor. Păi, sunt schimburi. Avem schimburi. De ce avem schimburi? Noi am mai zis, ca să avem schimburi trebuie să avem producție, nu ca să avem trebuie să avem proprietate. Nu contează chestiile astea, nu le repetăm acum. Dar Rothbard zice, păi hai să zicem că nu avem schimburi. Chiar dacă avem. Hai să presupunem că n-avem. Că nu trebuie să existe schimburi. Hai să presupunem că n-avem. Fiecare... Ce înseamnă asta? Fiecare trebuie să fie... E omul ăla multilateral dezvoltat. Programul aur. Noi am mai încercat chestia asta cu agricultura de subzistență. Dar nu iese bine. Adică... cum să spun... Poți să ai și renovare de subsistență. Din sărăcie am ieșit odată cu specializarea, nu înainte. Da. Nu, omul trebuie să înțeleagă că nu trebuie să... Bine, ăștia care se uită la noi știu. Nu poți să le faci pe toate. Asta e marele argument al diviziunii muncii. Nu poți să le faci pe toate. Nu poți să fii Rachmaninov. Realmente nu se poate, știi. Ba chiar și aduce vorba de avantajul competitiv în care tu poți să ai un super deștept care e în stare să facă o operație, e în stare și să-și transcrie chestiile pe care le face secretara. Mai bine decât secretara. Și totuși își angajează o secretară. Asta e tot avantajul comparativ. Pierde bani. Nu, pentru că da, pentru că de ce? Timpul e finit. Da. Nu, cât ar bate la mașină, păi mai bine ia decizii și nu știe, câștigă mai mulți bani așa decât să... Și... Chiar dacă îl bate de trei ori, să zicem, dar dincolo pe decizie de 100.000 de ori mai bun, știi? Și dacă... Nu, și să... De ce câștigă mai mulți bani? Pentru că creează mai multă valoare. Cineva îi dă voluntar banii aia. Ia un medic și pune-l să măture pe jos. Da? Un medic... Hai să nu fim materialiști, să spunem, de bani, da? De bani. Dar un chirurg, de exemplu, care poate să opereze lumea pe, hai să nu știm, pe creier, da? Iarăși e prea, pe coloană. Repară hernii de disc, da? Îi ia o hernie. Ce înseamnă? Înseamnă că omul care trece pe mâna lui poate să miște din nou. E puțin? Nu cred că e puțin. Poate să miște din nou, da? Fundamental. Și ăsta repară hernii de disc 8 ore pe zi sau 10 ore pe zi, da? Ok, și în timpul acestor 10 ore, să spunem că ar mai trebui să mai țină și munca de secretar. Cum zicea Alex mai devreme, ca să nu spuneți să-l puneți de-a cu mătura în sala de operație. Dar am putea, că e sala lui de operație, da? E a lui. Să fie autarhist, să fie multilateral dezvoltat, da? Se apucă și între două operații, el trebuie să facă curat, să sterilizeze echipamentele, să spele pe acolo, să dea așa. Păi, câți oameni ar fi putut fi operați în timpul ăsta în care el e ocupat să dea cu mopul? Ca să nu vorbim strict de problema financiară, că poate deranjează pe unii. Da, problema e și financiară, că organizația crește financiar el făcând operații și
Femeia de serviciu, făcând. Evident, asta puteți să extrapolați și voi, da. Ziceam că să scăpăm de ideea că voi libertarienii numai cu gândul la bani. Nu, uite, vorbim de viețile oamenilor. Valori, produc valoare pentru altul. Specializarea ajută mai mult oamenii sau societatea, dacă preferați folosind cuvinte concepte colectiviste, da? Decât autarhia. Aici a greșit și UE, știi? În loc să promoveze acum 10 de ani. Liberalismul, liberul schimb între țări. Pot spune că a făcut-o, dar nu atât de mult. A preferat să-i mituiască, să le dea subvenții. Și acum uite că te lovești de problema asta, știi? Fermierii vor subvenții în continuare, știi? N-ai dat în piață argumentele alea liberale sau nu știu, nu atât de convingător, că dacă tu trebuie să îi mituiești de 50 de ani, știi? Îți dai subvenții până deci, nu știi ce-ți mai faci? Eu am explicat odată chestia asta într-o discuție simplă, privată, în care cineva apăra subvențiile. Bă, de o parte le apăra că, vezi, doamne, te lupți cu subvențiile altora și am zis, bine, succes să te bați cu cât e în stare Germania să dea subvenții. Asta pe de o parte. Și aici observ că, de exemplu, în Noua Zeelandă nu sunt subvenții și e foarte competitivă agricultura de acolo, dar trecem peste. Un alt argument era că păi, trebuie să ajuți în niște momente sau la început. Și aici e foarte simplu argumentul că te gândești, ok, am un tânăr și vreau să-l ajut la început de viață. Bine, dar l-ajuți X vreme. De 3 ani, 5 ani, dar nu-l ții acasă. Da, nu mai sunt infant industry sau așa. Nu, mai sunt fermierii români la început, dă-i mă să cam. Adică știu și se descurcă. Păi ăilalți, păi atacă subvențiile alea. Nu da și tu subvenții. Două rele nu fac bine. Mă rog. Da, și lumea e apare și consumatorii. Bine, asta e problema socialismului. În general, că victimele apără, adică înțeleg ca bugetare și mari beneficiari ai socialismului să apere socialismul, nu înțeleg ca victimele, știi? Deci nu știu că sunt victime, știi? Nu vizualizează asta. Da, și pe de altă parte, dacă îi întrebi, mă, îți place să fii... E o falsă conștiință, așa ar spune Marx. Da, dacă îi întreb un fermier sau orice om, dacă îl întreb, mă, e ca la ghicit un palmă. Mai că ție întotdeauna ți-a plăcut să faci lucrurile numai după capul tău. Cui nu-i place să audă chestia asta? Da? Dacă întrebi pe oameni, tu vrei să hotărăști tu pentru viața ta? Da. Păi atunci de ce... că el vrea subvențiile. Da, exact. Păi atunci de ce stai legat de alții? Care poți să-ți dicteze nu, după aia. Nu, ai beneficiar, neți. Da. Fermierii sunt... Dacă îi întrebi, ei sunt foarte chinuiți. Păi de ce nu dau mai mulți bani la programul Domata, programul nu știu ce. Adică poftim instrumente mentale de înțeles economia. Deci nu e o chestie arbitrară că vor libertarienii să-și ducă asta fiecare cruce. Păi știi exact. Din moment ce o susține UE, deci nu. Nu e mare chestie. Dar e... Ce vreau să zic, uite, a fost chestia asta culturală a UE, care nu a promovat atât de mult ideea de liber, schimb de liberalism, cât ea a mituit. Asta a fost problema. Păi dacă tu îi mituiești, nu rezolvi problema. Da, rămâne așa. Da, rămâne. Lumea susține, deci. Ai văzut trei oameni care îți ca fermi. Inclusiv consumatorii, aia care pierd, știi? Da, exact. Pentru adică oamenii nu înțeleg că fermieri sunt un grup de interese, știi? Sunt un grup de interese. Nu, și mai e o chestie. Sistemul ăsta socialist, deci zici, păi, și sigur l-am mai discutat noi. Deci ne imaginăm, vrem să cumpărăm roșii, tomate și dacă nu ar fi subvenții, ar ajunge în piață cu un preț mare, alea românești, versus alea străine cu subvenții. Și zici, să dăm subvenții. Extraordinar. Ce înseamnă asta? Statul dă niște bani producătorilor, în cazul de tomate, de unde ia banii aia? Asta mi se pare că e crucial. De unde ia bani? De la toți. Păi e corect dacă eu nu mănânc niciodată tomate. Păi mănânci altceva. Ah, păi atunci,
Ca asta zic cu consistența și universabilitate. Ok, glumesc. Adică dacă o duci așa, păi atunci o alt sondaj pe care l-ai făcut. Păi atunci n-ar trebui să fie toate lucrurile controlate de stat. Dacă e bine să dai subvenție, atunci trebuie să ai și pantofi de stat, da, și mall-uri de stat. Asta e marea dramă, știi? Oamenii nu abstractizează, nu generalizează. Știi? Deci omul care e, până că e o porcărie educația de stat, deci un conservator, e o porcărie, nu știu. Ok, de ce armata, ce are diferit? Știi? Ce se întâmplă diferit? Cred că zice că e o dacă chestie de scală. Dacă tu ești olometic. Cred că e o chestie de obișnuință culturală și de lipsă de seriozitate. Deci dacă tu ești pro-libertate, e dreptul la libertate, trebuie respectat și de orice serviciu numit apărare, nu doar la mașini de spălat. Dacă vorbim de argumente economice, la fel, știi, deci piața e mai bună și la apărare, nu doar la mașini de... Deci universalizarea principiului, știi? Deci aceiași oameni care atacă relativismul stângii, domnule, care e problema stângii? Niște relativiști nu au principii. Eu am principii. Păi și apărarea trebuie să fie de stat? Da, trebuie să fie. Păi de ce? De ce nu mergi până la capăt? Știi? De ce relativizezi la anumite bunuri? Știi? Exact. Da, un principiu? Mergi. Mă gândeam la asta cu protecționismul. Nu și-ar putea fi două răspunsuri. Unul ar fi că la subvenții, de un argument liberal era sunt niște proști. Păi de afară, dacă ne dau puiul unguresc, e un cadou pe care îl fac. Ieftin? Da, ieftin. Bun, deci care e problema? Dacă ei vor să ne norocească, știi? Asta e că mi-ai zis. Asta e un argument. Alt argument, l-a zis Vali la un moment dat, strict etic, ar putea fi nu exportați chestii furate. Deci, dacă voia subvenționa măslinele în Grecia, n-au ce căuta. Noi suntem libertarieni, să zicem, în comunitatea noastră. E ca și cum ai comercializa bunuri furate. N-au ce căuta. Chit că le-am redistribuit. Chiar dacă mi-ar fi mai bine economic, știi, că vine să mai ieftine. Nu, ideea e că sunt niște chestii furate, e ca și mai vinde tablouri sau nu știu. Nu intră în România. Deci nu pe motive protecționiste, pe motive etice. N-au ce căuta. Deci, și așa e apel pe român, dacă vrei, știi. Trebuie să... asta e că ai două chestii. Unii nu sunt în stare să proceseze nivelul ăsta de abstracțiune în care tu zici s-au furat bani, s-au dat subvenții și după aia se exportă bunuri. Lumea zice, e cum bunurile alea nu sunt furate? Ok, deci n-ai înțeles o abstractizare. Prin tax. Prin tax. Păi știu că... Dar mulți se opresc la nivelul ăla. Cum? Mă rog. Și după aia mai ai o apărare la subvenționare. Zice, trebuie țara, poporul, societatea, trebuie să avem resursele noastre în caz în caz de ceva, păi ce facem? Murim de foame, trebuie să avem și noi pomii noștri. Tu ești un lider să manifesti independența. Și aici pare dureros așa, dar ce contează? Puține lucruri au inerții mari. Deci ai, nu știu ce, fistic, pizza de vie, alea trebuie mai mulți ani îngrijite. Pom, fructiferi. Dar cunoașterea, poți să ai cunoașterea, ultima cunoaștere la zi. Să te asiguri că ai cunoașterea. Nu ne mai înțelegem cu nimeni, suntem izolați. Hai să ne facem noi astea, știm să le facem? Asta e mai important. Sau dacă îți convine, știi? Uite, dacă te uiți la preferința demonstrată la ce cumpără omul, păi nu prea văd oamenii mergând la țărani. Îi văd în Oșan, îi văd... Deci ceea cei mai zgomotoși, mai foarte mic procentul, că altfel n-ar exista Oșan. Într-adevăr, e mic, da. Da, ar da faliment. Da, n-ar exista. Piața ar fi un... Păi unde? Mă duc în România. Păi eu din piață. Dacă vrei să faci o clădire aiurea, știi, să... Muzeu eventual, știi, că nu intră nici dracu, știi, ei au din piață. Da, sunt aici, da. Sunt mai multe lucruri de discutat. Unul dintre ele pe care multă lume nu le înțelege și Oșania de la țărani. Da, asta, good point, asta. Că țăranii iau de la un, adică țăranii își vând unui... E mai degrabă invers. Unui angrosist, da, și ăsta vin de la Oșan. Oșan nu are nevoie să aibă contracte cu un angrosist și nu cu țăranii individual. De ce? Pentru că Oșanul se asigură pe termen lung, el îți asigură un serviciu. Da.
dacă astăzi nu e țăranul ăla în piață, nu știu ce, tu poate vii mâine. Mm-hmm. Da? Poate vii mâine, nu știu că te-ai obișnuit cu piața. Sau poate nu mai vii mâine și te duci la Mega Image sau la Auchan. Dar Vali, da? Să știi că ai și în situația în care țăranii au de la Auchan. Da. Da. Da, eu. Și ce? E foarte bine specializat chestia. Nu, foarte mulți... Nu e bine că e fraud dacă el se dă țăran. O imagine din asta... romantică asupra producătorului care vinde el cu mânuțele lui și tu vii și pipăi tu toate produsele iamănă. Și după aia cumperi nu știu. Ce s-ar întâmpla? Nu ar fi mai săracă. Ăla n-ar putea să se ocupe de producție. Ar trebui să se ocupe și de reclamă și de vânzare și nu știu ce. Tu ca să cumperi direct de la producător ar trebui să umbli așa pe la Voinești să iei mere. N-ai avea mere aici, ar trebui să duci la Voinești. Nu se gândesc la costurile astea. Nu. Deci nu se gândesc că mărul ăla să ajungă până în drumul taberei, n-ajunge de capul lui. Mai sunt niște costuri prin... E, și... Ca să ne întoarcem, să tragem înapoi la capitol, Rothbard aici zice, ok, bun, avem microeconomia asta de schimb dintre Robinson și Wiener, că am stabilit că și ei doi trebuie să se specializeze pe insulă, da? Să zicem că mai vin oameni pe insulă și vin și la un moment dat poate să crească, știi, creștând specializarea, crește natura schimburilor pe care le facem între ei, între noi și așa mai departe. Și problema se pune în felul următor. Bibu. Trebuie să apară ca să funcționeze. Că vorba aia, așa s-a întâmplat și în istorie, dar noi o recreăm aici la nivel teoretic. Trebuie să apară o marfă care să funcționeze ca mijloc de schimb. E primul loc în care cartea asta Rothbard vorbește de banii marfă. De ce trebuie să apară? Ok, păi ca să putem să generalizăm schimburile respective. Dacă, de exemplu, generalizăm, plecăm de pe insulă și generalizăm ideea, da? Tu când muncești, să zicem că, nu știu, o fi zugrav, da? Bun, dacă zugrăvești casa unuia, o să primești ce produce el sau ce a achiziționat el prin schimburi. Dar să zicem că tu vrei să-ți iei o bicicletă. Dar felul în care e economia asta de schimb, tu trebuie să zugrăvești două case ca să-ți iei o bicicletă. Uh-huh. Da? Și atunci trebuie să facem cumva că primul proprietar care e independent de al doilea proprietar unde te apuci tu și zugrăvești, da? Să-ți dea câte jumătate de bicicletă. Dar jumatea aia de bicicletă trebuie să și potrivească. Dacă primești două jumătăți de bicicletă din curs sau din față, ia și fă-ți bicicletă. Ia și fă-ți bicicleta de acolo. Deci avem nevoie, da, de un mediu de schimb care să se interpună între toate schimburile astea. Tu când zugrăvești casa sau zugrăvești pe un mediu de schimb pe care o să-l numim monedă marfă, bani marfă, uh-huh, da? Pe care după aia tu poți să te duci cu ei. Care este scopul banilor, de fapt? Să ușureze schimbul. Care e valoarea pe care o aduc? Uh-huh. Ușurează schimbul între persoane, uh-huh, și ar trebui să acționeze banii marfă mediu de a stoca valoare. Mediu de a stoca munca produsă, mediu de a stoca energie, orice vrei tu să spui, da? Să zicem să stocheze valoarea. De ce nu mai stochează ei valoarea? Pentru că e inflație. Aveți acolo un videoclip în care vorbim pe scurt o lung sau despre inflație. Da? Ar putea să fie mult mai mult. Exact. Da. Bun. Și de asta trebuie să apară... trebuie să apară acest mediu de schimb pe, uh-huh, pe insulă. Apare natural pe măsură ce se întâmplă multe schimburi acolo. Și apărând acest mediu de schimb, apare posibilitatea, da, ca unii doar să muncească. Că noi discutam mai devreme de schimburi
între proprietăți, între chestii pe care le ai în proprietate. Bunuri. Da? Bunuri și servicii. Nu, doar și bunuri. Bunuri, scuză-mă, așa. Ai dreptate, mi-a fugit limba, da? Și Rothbard dă exact exemplu ăsta aici, că ca să completăm scenariul economic de pe insulă, să presupunem că unul vrea să-și facă cas. Vrea să-și facă cabană de lemn de brad undeva în câmpia Bărăganului. Dă exemplu. Da? Oh my God. Ok, bun. Atunci, cineva trebuie să facă un topor. Să zicem că avem pe cineva care face toporul. Vinde toporul unuia care se duce în pădure și dă jos niște brazi. Da? Și acum brazii ăștia trebuie să ajungă la altcineva care urmează să-i facă casa lui Gigel din Bărăgan. Da? Perfect. Bun. Cum ajung brazii de la munte? Că brazii, de asta am zis că-s brazi, că-s la munte. Uh-huh. Da? Cum ajung brazii de la munte în câmpia Bărăganului? Cineva trebuie să-i ia de acolo și să-i ducă dincolo. Da? Și acum, ăia cu defrișările. Da, ăia răi cu defrișările. Corect. Și acum, ne zice și Rothbard că există două variante. Ori ăla de la munte... Nu se speria. De frișa. Ăla de la munte care a tăiat copacii nu se specializează pe tăiat copaci și atunci avem problema de mai devreme, da? Oricineva care are o companie de cherestea se ocupă de transportul cherestelei la câmpie și nici ăla nu se specializează și deci iar avem problema de mai devreme, da? Ori vine cineva care se specializează în a transporta marfă. Da? Ei nu iau marfa în proprietate, ci doar vând un serviciu, transportul de marfă. Da? Ei ar putea, la o adică să fie, și acum ăștia ar putea să fie ei cu compania lor care să transporte marfă. Uh-huh. Dar ar putea să fie și niște muncitori care îți conducă dubele sau camioanele sau ce sunt. Da? Și acești muncitori, de exemplu, ei nu mai trebuie să producă camioanele, să producă, mă rog, în exemplu, Rothbard era pe bărci. Da? Mai ușor. Ei, era mai ușor. Da? Ei nu mai trebuie să se apuce să producă capitalul, să achiziționeze capitalul, să nu știu ce. Nu, vine dimineața la serviciu, zice, bună ziua, șeful, unde mă duc? Ia. Asta e bill of lading. Asta e destinația, îmi dai un telefon când ai ajuns. Da? Și așa apare posibilitatea ca oamenii care nu au neapărat capital să acumuleze capital schimbându-și munca pe moneda asta marfă care, de care am vorbit ceva mai devreme. E, aici avem o precizare legalistă de la Kinsella care zice ca să le ia și vântul din pânze socialiștilor, zice munca nu e un lucru pe care poți să pui mâna, nu poți fi un bun. În momentul în care ești plătit pentru niște muncă, practic se face un singur transfer, face transferul proprietății asupra banilor cu o condiție. Condiția este o acțiune. Da? Și acțiunea, munca în cazul ăsta, trebuie îndeplinită condiția aia. Poate să nu fie. Poate să fie tot fel de altfel de condiții. Când o spui așa, îți dai seama că poate să ai o grămadă de alte condiții care să fie bifate înainte să ai transferul banilor. Poți să, nu știu, bine, dar e destul de greu. Eu am zis multe condiții, dar sunt multe feluri. Dar ele sunt acțiuni. Deci ce poți să faci? Poți să nu faci nimic, poți să zâmbești, te plătim. Muncă zero. Da, te plătim să zâmbești. Da. Ok. Da, chestia asta rămâne în continuare. Ce ai zis tu, Vali? Că trebuie să... În fine, precizarea lui Kinsella era că nu-ți vinzi cu adevărat munca, ci... îndeplinești o condiție. Da. Eu...
Așa l-avem cu Octavian, care zice că îți vinzi timp. Nu. Da. Vinzi ore, nu vinzi. Da. Vinzi, da. Secunde. Bine, eu aș vrea să vând energie și să o păstrezi. Uite, vreau și 3 kW. Bun, dar un lucru, ideea e că vinzi ceva, da, ce poate fi transferat. Da? Și aici vine rol part și o să e pentru tine, Costel. Ce? Zice povestea cu... Că, da, n-aș face. Că poți să vinzi obiecte. Poți să vinzi obiecte, poți să vinzi servicii, dar nu poți să-ți vinzi voința. El are două argumente. Unul ar fi că voința rămâne cu tine întotdeauna. Nu e, când vinzi o casă, s-a dus. Voința rămâne. Al doilea argument e că nu poți avea sclavie voluntar. Sclavie înseamnă absența consimțământului. Voluntară nu este clar. Cele două. Opoziții. Bine, poziția ta, ca să o scurtăm, este că... Da, că, eu merg pe asta lui Bloch, mi se pare diagnoza mea la Rothbard, e că asimilează dreptul de control, controlul efectiv, nu? Vreau să complic, nici nu vreau mult. Hai să zic mai clar. Din faptul că... Hai să luăm un om paralizat. Are o mașină, are dreptul să meargă cu ea? Răspunsul libertarian e că da. Și da, dacă el nu poate, nu are putință fizică. Nu poate efectiv să facă chestia aia. O poți gândi și un invers. Un hoț poate să-ți fure un televizor? Nu fac acțiune. Dar nu are dreptul. Deci nu sunt legate cele două. Dreptul de control și controlul fizic. Dreptul de control nu implică control fizic. Controlul fizic nu implică drept de control. Argumentul Rothbard aici era că nu poți te vinzi, pentru că rămâi cu voința aia, rămâi cu un control. Poziția mea e că e irelevant. Da, poziția ta este că legal... Ăla are dreptul, are permisiunea să... Dacă ăla te deține, da. Să pe proprietar pe... Și Humer ne-a precizat în interviul ăla că trebuie să vinzi tot, trebuie să vinzi la grămadă, adică și... corpul și trupul, vinzi toată persoana, nu vinzi doar... Rezolvarea mea la genul ăsta de dilemă este că în orice contract... Stai, dilema este între dacă vinzi o proprietate și e un transfer final sau vinzi cu condiția să poți să te răzgândești. Că poți să ai transferul de bunuri cu condiție, că așa se face contractul și părțile sunt de acord, cu condiție să poți să te răzgândești. Nu există libertarianism nimic care să te oblige. Uite și ăsta argumentul lui Vlad Topan. Nu te obligă. Domne, contractul să aibă clauză de exit. De unde până unde? Zic. De unde până eu nu zic eu că, vreau contract fără clauză eu de exit. Eu nu zic că e obligatoriu să ai clauză de exit. Poate fi. Poate fi. Putem avea un tip de contract în care ceri, frate, mi-am dai clauză de exit. Dar asta nu înseamnă că un contract care nu are clauză de exit nu e... Știi ce încerc să zic aici? Valid. Că poți să o verifici în felul următor. Când ai un conflict, în cazul ăsta pe un contract. Deci ai un contract fără clauză de exit. Și... ai un conflict. Tu vrei pe exit, dar n-ai clauză. Asta nu înseamnă că tu ai renunțat la aia. Și rezolvarea simplă este, trebuie să scrii acolo, nu vreau clauză de exit. Și ți-ai dat voința. Altfel, ar trebui să fii întrebat tu care ți-e voința, ca să se completeze partea pe care există conflict, că n-a fost precizată, ori să zicem că ajungi la o terță parte, whatever, un arbitru. Care și ăla, la fel, o să zică, păi nu pot să iau să hotărăsc, că nu s-a spus că există sau nu există clauză de exit. Hai să o discutăm, să o negociem acum. Atunci ajungi... Da, și negociezi orice contract. Nu, dar înțelegi ce vreau să zic. Deci ai avea problema asta în câteva puține cazuri la început, încă după aia s-ar vedea că o bună practică este să zici ceva despre clauză de exit.
Măcar că vrei să te vinzi și zici, nu poți, spune, nu poți să ai siguranță, fel. Dar nu spui mie, stai puțin, că casa aia ți-am fi vândut-o la... Nu, frate, te uiți pe ce am vorbit, pe ce am discutat. Da, da, acolo sunt clare, sunt bifate. Nu fabulăm despre... Înțelegi ce zic? Deci ai la o casă, sunt bifate toate lucrurile. Se transferă banii, sunt astea, nu știu ce. Întrebarea e dacă nu o fac, eu vin cu chestii inventate? Păi nu vin. Dacă schimbul a fost să-ți dau 20.000 de euro, tu îmi dai o casă. Ăsta e tot schimbul, știi? Tu vii după aia, stai puțin că am avut... Ce ai avut? De lucruri, alienabile. Da. Și problema Rothbard, tot sistemul Rothbard, este bazat pe faptul că niciun om nu poate să fie proprietar asupra unui alt om. În toată sistemul ăsta de market pe care îl spune el, tocmai asta spune, că a descris o societate libertariană în care... schimbăm titluri de proprietate, nu schimbăm neapărat într-un schimb voluntar, poate ne încurcăm vorbim despre titluri de proprietate, poate ne încurcăm mereu în cuvinte. Deci dacă zici nu poate să fie proprietar asupra altui om, nu poate fi din sclavie, în sensul că eu nu-l pot lua pe Alexandru să-l fac sclav. Exact. Dar dacă el e de acord, îți dau 1 milion și tu execuți tot ce fii, aia nu e sclavie. Nu, și s-ar putea să nu fii proprietar asupra omului. Dar nu ești proprietar asupra omului. Ești proprietar asupra corpului. Nici măcar nu ești proprietar asupra corpului. Ești proprietar pe muncile alea. Pe muncile alea. Da, da, da. A, cu toate că nu, poți să sunt proprietar pe timpul lui, poți fi un proprietar pe timpul lui, poți să-ți vinzi, dacă ăsta e ca un contract de muncă, poți să-ți vând ce vreau, pot să spun că faci ce vreau eu, asta nu e o problemă. Uite, mai ajuns la zici, punctul ăsta. Îți vinzi în cap. Sunt oameni care își vând părți. Eu îi cumpăr tot, nu cumpăr servicii. Deci, păi asta, cumpăr tot. Noi asta semnăm. Asta e ce spun. Tot. Tu cumperi, tu dacă spui cumperi tot. Întrebarea, Alexandru poate să-mi vândă tot? El se deține pe sine ca tot? Ca el este proprietarul lui? Ca să poată să răspunsul vândă? Libertarian din principiu să-l opne și spui că da, se poate vinde. El nu. Se deține. Nu. El se deține nu? Pe nu sine. Păi cine îl deține? Nimeni? Sau e, el e un tot? Se deține, dar nu se poate vinde. Asta e ideea. Din principiu self ownership. Dacă nu se poate vinde, ne învață Rothbard într-un 1000 de pasaje, înseamnă că nu e proprietar. Nu, hai să o luăm altfel. Să zicem că cineva își vinde dreptul. Domnule, care, când vorbeam despre drumuri, care e criteriul că sunt proprietar? Încearcă să vinzi. În clipa în care dăm peste această peste acest pasaj în cartea asta, o să sară ca 500 de semnale de alarmă. Și ne întoarcem asupra subiectului acolo. Până acum, felul în care a construit el conceptele, nu te poți vinde pe tine. De ce? Pentru că cazi în situația în care, deci tu dacă felul în care descrie el, felul în care descrie el, nu știu. Nu. Deci felul în care descrie el self-ownership-ul, felul în care ajunge la self-ownership, spunând că spunând că nu poți să ai proprietate în alți oameni. Da. Și atunci e consistent Rothbard, el cu el. Dar noi aici, în critica asta... Nu poți coercitiv chestia asta. El nu spune nicăieri coercitiv. El nu zice nicăieri coercitiv. Și ți-am zis care cred că e poziția mea. În cazul ownership-ul, asta e problema. Dacă Alexandru n-are voie să se vândă pe el, înseamnă că nu se deține pe el. Dar n-am spus că n-are voie să se vândă pe el. Am spus că nu poate. Am mai zis. Ai înțeles distinția între drept de control și control efectiv? Da, distinția juridică. Asta e ideea. Înțelegi? Ideea e că eu pot avea drept de control asupra ta, fără să-ți pot controla tot. Înțelegi? Am mai avut discuțiile astea de nu știu câte ori. Da. Ce nu înțeleg eu este următoarea întrebare. Cum facem? Cum punem împreună chestia asta cu ce spune el mai devreme despre libertate? Da? Ești liber să sări peste un bloc sau nu? Nu. Nu poți. Și atunci... Îi faci aceeași greșeală. Hai să zicem că vorbim despre copii, ca să înțelegi. E clar că n-ai înțeles până acum. Hai să vorbim despre copii. Precizez, știe. Un copil se poate apăra? Un copil se poate apăra?
Nu, să zicem că să nu. Zicem că nu. Are dreptul de apărare? Evident. Dacă ai înțeles asta, ai înțeles și problema sclaviei. Da, toată distinția lui Costel este că, că ai lucruri fizice și lucruri juridice. Deci faptul că eu nu te pot controla, un copil nu se poate apăra. Nu te pot controla, nu-ți pot controla toate gândurile. Anumite forme de control le pot face, de exemplu te pot omorâ, știi? Înțelegi? Un copil are dreptul, are dreptul la viață, chiar dacă nu se poate apăra. Ok. Rothbard vrea, Rothbard vrea ca să nu poți să intre. Eu pot avea dreptul asupra ta, chiar dacă nu te pot controla în mod absolut. Dreptul e o permisiune de folosire, știi? Pot avea dreptul. În continuare este nu. Tu zici că nu poți juridic să vinzi ceva ce ai? Poți să ai dreptul la mai multe lucruri de la mine, dar dreptul asupra mea nu poți să-l ai. Pentru că eu nu pot să ți-l dau. De ce? Pentru că nu este cu putință să ți-l dau. Asta e ideea. De ce vă rezolv din același motiv pentru care nu pot să închei un contract. Ba, da. Din același motiv pentru care nu pot să închei un contract. O să not de aici până tu te la mine. Nu e aceea situație. Nu, e o chestie de juridic. De-aia insistam pe drept de control și putință fizică. Înțelegi? Dacă îți dă o situație de drept de control, de contract, tu îmi zici neputință fizică, înseamnă că nu înțelegi distinția. Ba da, o las cu înțelegere. Nu e un contract invalid. Înțelegi. Nu, stai. Împarte în două. Împarte în bunuri și servicii. Ce poți să vinzi? Poți să vinzi servicii, o angajare completă. Hai să luăm un paralizat. Stai. Are dreptul să conducă mașina, nu poate fizic să facă asta. Are dreptul să conducă mașina. Dar omul paralizat are dreptul să se angajeze la tine ca șofer de taxi? Da. Da. Are dreptul. Perfect. Faceți un contract în care tu îl angajezi ca șofer de taxi. Stă în picioare contractul ăla? Da, de ce nu? Cum îl executăm? Îl punem nu să, contează îl punem, putința fizică. Îl punem să asta n-ai înțeles niciodată. Și el nu poate să conducă. Explic de 1000 de ani, știi. Nu contează putința fizică. Un contract. Înțelegi? Un contract care nu poate contract fi executat. Contract cu zero servicii. Ba da, poate fi executat. Nu vreau servicii aia de la el. Vreau să fie șoferul meu, dar să mă execut. Ce înseamnă asta? Păi eu am cumpărat asta. Nu vreau să conduc. E șoferul meu. Știi? Nu vreau să conduc. E șoferul meu, dar nu vreau să conduc. Da. Nu e un contract valid? Tu zici, păi stai că nu, e ciudat, ăla nu merge cu mașina. Nu, acest contract este valid, pentru că nu presupune nicio execuție. Păi da, tu scrii contract că face, dar tu nu-i o ceri. Da, ar fi o fraudă. Dar gândește-te la aia cu sclavia. Sunt chestii pe care ți le pot face. Poți să te omor. Înțelegi? Nu e ca zburatul peste ocean. Înțelegi? Zburatul peste ocean nu pot să-l fac. Fizic, eu să mă apuc să cine zbor. Poate, cine să poate să omor, oprească? Pot să fac. Cine poate să oprească viața? Și chiar dacă n-aș putea, deci chiar dacă n-aș putea să te omor, tot ar fi valid. Păi stai puțin, că aici te duci la eutanasie și aici e o chireală întreagă. Vai, numai Dumnezeu poate să ia viața. În rest trebuie să-i chinui ca fraierul. Mă rog, trecem peste. Stai puțin. Nu că el mi-a delegat permisiunea să-l omor. Da, unii nu vor să ți-o lase. Unii nu vor să-ți permite să poți să delegi. Eu am spus că nu poți să delegi chestia asta. Vale zice că nu trebuie să apeși tu pe buton. Mă rog, da. Deci el definește aici, că tocmai de asta spun. El definește aici libertatea ca absența invaziei de către un alt om a persoanei sau proprietății unui alt om. Asta e problemă, e o problemă de asta e dreptul lui. Asta e dreptul lui. Da. Da? E dreptul individului să nu fie invadat. Așa. Deci dacă eu vreau să mă vând și tu mă invadezi, îmi zici că n-am voie să fac asta. Păi e aceeași. Nu, el nu zice că nu oprește cineva. E aceeași problemă cu agresiunea. El nu zice că te oprește cineva, el zice că nu poți fizic. Vali zice că nu poți, că nu e vorba că nu poți fizic, e vorba că nu poți logic. E aceeași problemă cu agresiunea. Deci tu nu scrii dacă că omul vinzi are voință, eu nu pot să-mi deleg voința. Dacă omul are cum îi spune, dacă n-ai înțeles distinția între drept de control și control fizic. Nu, încearcă să mă înțeleg. Nu, n-ai înțeles. Am înțeles distinția, deci dacă repet dar nu aceeași sunt de acord chestie, cu, am înțeles distinția, dar nu sunt de acord cu subordonarea. Adică, de fapt, tu presupui că dacă nu există nicio că subordonare. Nu poți tu presupui că nu există nicio subordonare între ele. Eu spun există o subordonare între ele.
Nu există nicio legătură între ele. Tu zici că e fizică? Nu există nicio legătură. Asta e, asta e. Din dreptul de control asta nu rezultă controlul. Asta e sursa. Ai înțeles eroarea naturalistă? Asta este sursa. Ai înțeles eroarea naturalistă? Aveți un conflict? Ce spune eroarea? Ce se întâmplă când aveți un conflict? Trebuie să mergeți la un arbitru. Că nu poți să cine pleci să de la un este la un trebuie. Și invers. Nu poți să treci de la un trebuie la un este. Ok. Înțelegi? Asta e eroarea naturalistă. Da. Atunci noi... Și care e argumentul tău? Noi pentru că nu se poate fizica pentru că este. Așa. Rezultă că nu trebuie, știi? Păi da, dar te trimit la exemplu, la episoadele precedente, în care am făcut exact cazul ăsta. Dintr-un este, din natura lucrurilor, calice, există doar niște trebuie posibile. Adică limitate, puține. Asta e ce am discutat episodul trecut, tot episodul. Din fapt cât că oamenii au anumită natură... Cât vă mai gândiți voi? Interesant. Stai că eu explic eu altfel. O luăm pe altă parte. Lasă-mă putem să nici nu vorbim de eroare naturalist. Lasă-mă trebuie să înțelegi doar asta. Control, drept de control, nu implică control și invers. Înțelegi? Pare ciudat. Mie îmi place răspunsul lui Humer, care a zis n-ai avea problema asta în realitate, dar putem să o discutăm. Asta unu. Și doi, ce v-am zis mai devreme, dacă o împarți, să vedem dacă ajungem undeva. Dacă o împarți în bunuri și servicii. Deci poți să-ți vinzi un rinichi? Poți. Contractul e executabil? Este. Poți să-ți vinzi doi rinichi? Raționamentul varie pentru că nu-ți poți vinde voința, că nu poți transfera. Stai. Rezultă că nu ai dreptul să-ți vinzi. Lasă voința. Voința este ceva abstract ca și conștiința. Lăsați. Păi asta e argumentul. Despre asta discutăm. El zice din faptul că nu poți transfera. De-aia vreau să-l împart în bucăți, ca la hibrid. Deci ai bunuri, poți să-ți vinzi bucăți din corp, bunuri. Da. Poți să transformi bun, poți corpul. Să-ți vinzi, stai. Poți să-ți vinzi un rinic? Da. Poți să-ți vinzi doi? A, da. Okay. Ok. Stai pe dializă, că nebunul nu se știe. Da. După aia și după aia poți să-ți vinzi ca o condiție. Poți să cer bani condiția unor acțiuni? Da. Ce acțiuni? Poți să zici orice acțiuni hotărăște partea cealaltă din contract? Yes. Your prerogative. Nu, mi se pare evident exemplu. Chiar dacă n-aș face distinția asta, deși clar că aici apare iluzia lui Rothbard, știi, din faptul că nu poți transfera voința, va livra alte chestii, eu am devenit proprietarul lui, el poate dori alte da, chestii. Tu ai făcut o precizare odată, că ai zis, ce înseamnă voința? Voința aia sunt niște gânduri, niște valori care se întâmplă în capul omului. El vrea să mute paharul ăsta. Păi și poate să-l mute fizic și are și dreptul dacă e paharul lui sau i-a dat voie proprietarul. Dar nu se suprapun cele exact. Două. Aici cade Rothbard. Din faptul că l-aș folosește în continuare voința, înseamnă că n-am transferat. Voința lui este că poate să gândească. În primul rând, ce poți să faci cu voința? Poți să gândești dacă îți valori. Deci tu zici, ce a hotărât stăpânul ăsta? A hotărât o prostie. Nu o să fie bine ce a hotărât. Tu ai gândurile în continuare. Voința ta ce face? Păi poți zici, nu mă duc să fac ce a cerut stăpânul. Da, asta e. Da? Voința ta zice, păi și conform contractului trebuie să faci? Păi ai scris că trebuie să faci. Nu, da, știi de faci ce, prost? Știi de ce nu mai tragi niște pasive agresive, da? Să nu situația cu oceanul, pentru că la ocean, într-adevăr, nimeni nu poate să zboare deasupra oceanului. În cazul voinței, sunt forme posibile, știi? Dacă eu te trimit la Mega, voința ta se subordonează voinței mele, știi? Dacă eu te omor, îți distrug voința, știi? Deci nu, sunt chestii posibile, eu zic că e irelevant, știi? Chiar dacă nu erau... Una e dreptul, una e controlul efectiv. Deci voința ta zice, nu mă duc la Mega. Dar tu în contract ai zis, dacă Costel zice să te duci la Mega, te duci la Mega. Și... Deci cum nu crapă asta toată premiza oamenilor care dețin alți oameni? Păi e greșeala lui. Păi dar în bază... Oamenii în nu dețin în mod coercitiv alți oameni. Coercitiv. Ne uităm din nou... A făcut greșeala așa cum a făcut la avort, la rezervă fracționare și la 5.000 de situații. Stai că a zis Rothbard undeva că nu poți să deții. Păi dar nu e deloc coercitiv pus în premiza noastră. Păi când am discutat Rothbard, de cele trei opțiuni... Da, e greșeală. Da? Greșeală de... Trebuie să fie nu...
mâncat un cuvânt. Nu ai greșit argumentul, dar gândește-te. Bun, deci dacă toată lumea, hai să o luăm altfel. Deci dacă prin absurd, toată lumea se pune de acord să avem proprietate comun între noi, cu toții, ne deținem toți la comun, ne punem toți de acord, prin absurd. Păi și nu, da? Nu e posibil asta, libertarian? Nu! Cum să nu fie? Dacă un acord noi de voință, suntem de acord, e un acord de voință. S-ar despre ce e libertarianism? Chestia asta, problema de la Rothbard era așa, că dacă toată lumea deține pe toată lumea, da? Orice acțiune devine imposibil. Păi da, și o să moară. Da. Da? Păi nu. Da, dar discuția noastră e una de legitimitate. Juridică. Deci eu nu susțin juridică. A fi sclavul voluntar al altcuiva, e o chestie super mișto. Nu e asta discuția. Nu, discuția dacă e o chestie dreaptă. E, e dreaptă chestia asta cu comunea hippie? Cum să nu? Dacă și-au căzut de acord. E o prostie, dar e dreaptă. Deci eu n-am zis că e o chestie super mișto. Că ele nu durează decât 3-4 zile, știi? Dacă ar fi atât de mișto, s-ar permanentiza. Discuția noastră e dacă e etică. E drept să facă acest. Cum să nu fie? Sunt ființele lor, sunt corpurile lor. Cum să nu fie drept? Ideea e că ce respectăm, ce respectăm noi crucial? Alegerea. Voința. Dacă ai voința lui să decide pe corpul lui... Dacă el a face o alegere proastă să arunce, el crede că poate să zboare. Greșeală. Dar nu, are dreptul să arunce? Are dreptul. Cade, moare. Vali avea un point acolo, înțeles că poate fi o fraudă. Dacă l-a paralizat, da. Promite că-ți conduce mașina și nu, da, e o fraudă și nevalid contractul. Yes. Deci ți-am zis, chiar și ăla putea fi, în sens că nu trebuie să conducă, știi, doar nominal. Știi? Și plus că poți să-ți faci un genul ăsta de contract, așa, un fel de... mulțumire față de omul ăla, practic tu îl plătești, bon. Whatever, nu contează, așa se niște amă. Ca să nu ne mai... Mie mi se pare că ți încalcă self-ownership, deci dacă tu nu, înseamnă că nu te deții. Deci nu zic eu asta, citesc din Rothbard. Dacă tu, eu nu pot să vând pacar ăsta, înseamnă că... Eu vreau să mai precizez, deci eu cred că Rothbard a făcut genul ăsta de linie de argumentare și a ținut să o precizeze așa, tocmai ca niciun... situație să nu poate să intre vreun fel de entitate nu peste voința individului. Înțelegi? Adică atâta vreme cât eu îmi țin voința așa discutată, tu voluntar poți să-ți vinzi toate acțiunile și toate bunurile și nu s-a încălcat cu adevărat nimic. Nu, înțelegi ce doar, zic? Nu cred că e doar important este să nu poți să-ți important la Rothbard aici mi se pare că este că el zice să nu se încalce voința omului. Dacă tu, în coerență cu voința ta, tu faci niște acțiuni dictate de altcineva, da, vai, no, e voința ta. Cred că înțelegi e prudent. Ce el se ferea de situațiile astea când veneau ăștia contractul social. Exact, Dacă unii chiar îl semnează, știi? Așa zic cu argumentul. Păi stai, că n-are clausă de exinare, nu știu. Da. Notarul n-a click, fost... Click, click. În timp ce pe poziția mea, dacă i-au semnat o prostie, așa rămâi. Bun, ca să nu ne întindem mai mult de atât, puteți să continuați discuția jos în comentarii. Poți să îți delegi voința, să nu îți delegi voința. Ați înțeles ce n-am înțeles eu de la Costel? Poate puteți să explicați jos mai bine. Noi așteptăm cu interes comentariile dumneavoastră, le vom urmări și poate le adresăm până data viitoare, dacă vă grăbiți să le treceți jos. Pentru Alex Siriac, Costel Săvărache, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, mulțumim pentru atenție și răbdare, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.